Gata, suntem live. Uite, suntem noi doi. A, eu tu, uite, și Tomi deja pe chat. Tu înainte să punem stream-ul, da, te pula, te cred. Ia o cafeluță încă aici. De ce am pus apă, e fierbinte. Ești fierbinte ca vară. Dar pornește, mă, mealsul-și ăsta. A, gata. Nu punea stream-ul. Adică nu vedem eu. Click să ajungi la biserica. Na, nu, mă, nu. A început prima zi de weekend. Care weekend, mă? Pe luni. De luni, normal. Prima zi de weekend. În ziua aia, joi, a cincea zi de weekend. Dăm ora exactă de aici de pe Rift de Bronz. Stream scurc. Stream scurc am scris, mă. Ia să mă bată mama, am scris stream scurc. Ia uite, mă, eu nu fac stream scurc, eu fac stream scurc. Fac stream scurc eu, mă. Scurt. Gata, mă, acum fac stream scurt. Nu mai fac stream scurc. Ia te voi fac stream cu scurc, bă. Salut. Salut cu echipieri. Dacă am scris cu echip. A, am scris bine. A, am scris, greșit. Eu fac stream scurc. A, e un român. Salut, bă, nu mă joacă prost, să mă bată, bă. Bă. No, face, dar mă așteptam la asta. Ce mai zici aici? Timo, adversarul meu de viață, a? Yes, sir, auzi. Yes, sir. Așa matinar? Yep. Pasiti jos mă toc. Să mi-ai top azi. Ieri nu puteai să vii mi-ai top să mă joci 1000. Aia până de seara. Mi-am dat seama, băieți. Cred că nu pot să-mi... Cred că eu va trebui... Deci dacă vrea să urc contul master, trebuie să-l urc pe toate lane-urile. Am descoperit că nu pot să mă joc mai mult de o săptămână pe un singur rol. Nu pot, frate. Nu pot. Așa că voi da tryhard pe fiecare rol. Bine, aici nu e cazul. Refer așa. Voi da tryhard pe fiecare rol. Merge așa, nu? Dacă nu, bag pula oricum vine deloc, că nu-mi pasă. Cui pula mea e față, dacă e idee. Nu știu, o plictisesc, bă, pula mea. Te joci LOL la modul să-ți dai viața acolo în el. Piși pe el de joc, mă, dacă nu te distrești puțin așa. Mamă, o dat cu hockey-ul de dimineață. A dat, mă, share pe Discord sau mi-l sugi? Am dat? Am dat share pe Discord, ce zici mie? Salut, mă, Reason. Păi ce ocazie stream-ul? What? Da, știți foarte bine că în fiecare dimineață mă joc League pe contul ăsta random. Fiecare dimineață mă joc pe contul ăsta random, bă, League. Da, nu. Și ce se întâmplă? Când nu-mi place match-up-ul, Macari, n-am chef. Cred că e misugi. Cred că e over. Nu, no, îmi place, mă duc pe alt cont. Sau stăm pe ăsta? Mă duc pe alt cont sau stăm pe ăsta? Mă duc pe alt cont sau stăm pe ăsta? Nu-mi place Cali. A, bine, mă joc cu mecina Cali. Da, nu-mi place cu aia, o să-mi dea aia cu jocul în cap. Hai că-mi dă. Da, nu-mi place una Cali, un Altul. Da, hai, dă-mi lift, dă-mi meci, mare chestie. Să voi să faceți așa ceva. Avatarul da avea 15.000 de coturi, deci de avut când vreți să te duci așa. Asta e ori map-ul, mă, așa dimineață. Dimineață frumos la o cafea. Ieri dimineață mă jucam. Deci ca să înțelegeți cum mă juc dimineață, mi-am băut cafea, am fumat o țigară, mi-a venit să mă cac, am plecat în meci.
Aici și pula mea, vrea să mă cac pe mine. Așa fac eu căzia de viață. Vă mai amintiți că aveam eu streamuri de-astea? Bă, nu mi-am găsit cana, bă, de la Digital, mă uitați și voi în ce cană beau, să mă arăt băieții mei, cană cu model de porțelan de la, cred că e aniversarea de 18 ani, lui mamai. Nu mi-am găsit cana de la Digital, nu știu ce dracu am făcut cu ea, mă. Adică aseară am băut o cafea. Da, eu beau cafea să și adon să mă și trezesc. Nu mă întrebați, sunt un ciudat. Pula, sunt ciudat. Și nu știu de dracu am pus-o, nu știu ce am făcut cu ea, a lăsat-o pe afară, mi-a făcut o pisică în cur, nu știu ce am făcut. Nu știu ce am făcut cu ea. Bă, am descoperit o chestie șmecheră. Ați combinat vreodată cafea cu whisky? Ce, legit, în cafea caldă să spui whisky. Ai ce real, frate? În caldă fierbinte, normal. Băi, ăștia micuți nu. Bă, e bun! Bă, e interesant. Și de ce? Pentru ce că este eu a apărut sezonul nou de Lucifer, l-am terminat oricum, bineînțeles. Bine, a apărut jumătate de sezon, va apărea iar jumătate de sezon. Și mereu problema își punea ăla în cafea niște whisky în continuu, își punea în cafea whisky și am zis, ia mă, gen, mi-a venit aseară chestia asta, mă, cu ce gust o avea? Mai aveam jumătate de cană și am zis, păi ce gust o avea, mă, mâncăți-și? Hai să vedem ce gust are. Forță. Mai forță. Cam puțin oameni de dimineață. Da, păi nu știu, eu în general la ora 10 mă culcam, dar... Mamă, ăla vrea să-i fac... Hai de pula mea, stați așa. Stați așa, stați, bă, că abia m-am trezit, bă. Încearcă cu Irish. Irish cu... Mi-am luat la munte. Acum o lună, cred. Sau cât dracu am fost la munte. Acum o lună? Acum o lună am fost, că am făcut și stream de acolo. Cred că acum o lună, nu? Ce mai ajut? Acum o lună jumătate. Am luat Irish cu nu cu whisky, era cu gin, ce era, mă? Era cu ceva băutură, dar nu era whisky, cu altă băutură în afară de whisky, dar nu tărie de asta, nu vodka sau ceva. Ce face super super dulce și plăcut. Mamă, a fost genial să mor. Bețivule. Bă, nu am băt eu des, dacă mă-mbăt cu aia, adică gen, na. Bine, vă dați seama că m-am dat la cana aia, cu lichior, cred că e lichior sau ceva, cred că era rom, da, cred că era rom. Bă. Să mi-l suci, băga mea și pula în tine de handicapat, futu-ți copilul mătii. Doamne. Ia uite la el, bă. Mamă, el a dat lui Akali ăsta, am spart-o, știi, mă? Are și Ignite, bă. Ăștia de aici din Silver nu se încurcă. Aia zic. Ia, mă, ce-am pe minu? Mamă, ia s-o versus Ione, să mă... Bătăia titanilor era mine pe minile. Ați vorbit. Ce morții. Ce pula mea se întâmplă acolo? Ce? Bă. Asta cred că are eu, nu? Mamă, dă cu dalea, e dă cu șurichenuri, cu pădreacu să-l ia. Băi, asta a fost singura mea țigară, stai de bun la cap. Mamă, să vede că nu iau jocul deloc cu serios, de așa chat. Știu că voi nu mă vedeți așa, dar după failurile pe care le-am dat, nu știu, acum 3-4 luni, vă zic o chestie. Primul vostru meci de LOL după zi nu e bun și dacă să mă bag pe conturile mele să îmi pierd aiurea win rate-ul și chestii,
Am decis să... Ia, hai un mesaj. Am decis să... Hai, dă-ți fâșul. Ia, uitați-vă la el. Uitați-vă la el. Uitați-vă la el. Ia, uitați-vă la el. Doamne, ferește, are sindromul Down ăla, bă! Dar e super așa să bați cu Akali Jax. Tu, ai sindromul Down, bă! So good. Să ne ducem pe ăsta? Pă, ăla mai cu ipas. Mergi. Mamă, ia să o ne nimitim. E mai bine decât Ione să moară. Chiar e mai bine decât Ione. Bună cafea. Ia uite-l. Ia uitați-vă, ia uitați-vă aici bătălia. Ia uitați-l. Ia uitam. Sevilla, Sevilla 86. Ia uite-l. Ia uite, bă, bă, ia. Mamă, ma. Băieții mei pe derby erau. Toa. N-am, mă, te pui cu... Cu ăștia, mă? Modelul n-a făcut cafeluța, normal. Ia uite-l pe ăsta. Ia uitați-vă la el. Ia uitați-vă la Milsuge ăsta. Doamne. Uitați-vă la el, doamne. Ce asta e pisica ta? Cu aia am o pisică pe care eu de-abia aștept să-mi dau drumul la câine, să o prindă câinele, ești nebun? Bă, i-am dat drumul la câine, ieri? Nu mai amintesc. Nu, alaltă ieri, alaltă ieri. I-am dat drumul la câine, că de obicei când mă duc să... Când mă pun să alerg, dau drumul la câine, să alerg cu mine, să alerge, să alerg, cum zic. Ia, oare primă? 7 secunde. Mamă, vine și Akali, a? Oare o dau cu ei, mă, sau e... A, m-am dus, bă, să-mi bag pula. Așa. Dau drumul la câine să alerge cu mine, știi? Bă, da, am nevoie de țigar, mă. Uite-te cu mine, am pus-o, mă, căci. N-am buți, frate. Îmi cuiesc ca buți. Că altfel mai alergat pe ea. Pula. Mi l-a dat ăsta, bă. Ce vizie contra asta? Dracu să-l ia. Te pun, mă, Ionuț, nu. Așa dimineața, așa matinal, nu? Ai venit cu banii să arunci pe mine. Am aruncat direct pe piept, 4 lei. Te pun, mă. Nu uita să intri pe Discord, vezi că avem acolo o cameră specială de membri. Poți să pui orice întrebare vrei, răspundă fiecare dată. Bă, chiar e de asta. Să curva pe asta pe camera acolo. Da, dar doar nu o să dai să vin apoi pe mine, nu? Păi. Atunci ce morți, măti? Lasă-mă așa. Ia, iute. Doamne ferește. Toți șocătele n-au pe mă, ce alerga el așa cu un sfert de picior. Mamă, Rampage Yasuo 4-0 să mă bată, maaa. Nu trebuia să mă bat pe Yasuo acolo, nu l-am văzut. Așa fi dat. Băi, am sigur rechirul în echipă, este? Da, cred că au pierdut băieții meci ăsta. A, vedeți că așa o să funcționeze, pe bune, gen, dacă ăștia nu poate să câștige un meci, eu nu le car de ciubeci. Eu nu le car de ciubeci, îi las pe ea să dea end și aia a fost.
că chiar da, chef. Mă joc aici puțin 21 milioane sunt. Bam, bam, ca la urma, știți? Așa, așa, tiki-taka. Tiki-taka așa puțin. Ai un pic tiki-taka. Ia uite bă, și-a luat Morgana aici, dă-te bă. A, bă, lasă-mă bă. Ia uite-l pe Rengar, ia uitați-vă la ei. Ia uite-l, și-a dat flash bă. Ia uite-l și... Păsta bă băiatule bă. Ia uite-i pe milsugi ăștia bă, bă, n-ai mă. Na. Trebuie să batem pe Yasuo ăla. Oh, n-ai să luat așa doamna. Bun. Doamne ferește. Ce-a făcut, frate? Ce-a făcut? Ești așa. Lasă-mă așa puțin, m-am vorbit aici cu coana casei. Mai este bunica mea pe aici. Mai este bunica mea la ușă, mă, la gen n-am, na, nu știu, dimineața și seara. Ținușa deschisă la studio, adică pula mea, că n-ai jos, stau mai aer cu niciodată, n-ai nimic. Așa, și stătea bunica mea la ușă, să uita la mine. Nu știu de ce, stătea așa, așa. Și eu eram, milsugi, milsugi, ia uite-l pe ăsta. Și bunica mea stătea așa. Și eu, ce faci? Păi! Ha! Că te rinc! Te rinc! Hai, ce se face? Te treabă, bunică, te treabă! Forță! Deci azi că vă spart timpanul, vezi că pe aia o moșinesc. Doamna asta, când eram mai mic și ieșeam cu toții pe la poartă să jucăm fotbal sau ce pula mea, jucam noi când eram mic, tenis și așa mai departe. Mamă, auzei să-mi bat pula. Bă, cred că e, da, un kilometru și un pic chiar. Un kilometru și un pic e până unde începe trenul de fotbal. O auzei. Bă, parcă auzei că face așa. Da, nu! Bă, când începea odată să moarcă, băi, se speriau și ăștia, se duceau și ăștia ca să... Nu le era foame, se duceau și ei să mănânce. N-ai mă. Bă, da... Ăștia-s... Rups, băi! Ia, doar n-o să vin apoi, nu-i așa? Oare îl bat? Vreau să văd ce este, da. Este, da. O știți pe aia cu care este răspunsul? Mama, are 11-1 Yasuo, băi. Bă, are 11-1, bă, voi vă dați seama că Yasuo ăla are 11-1, mă? Are static și first item. Hai, dă pula mea. Mai plânge de ce nu câștiga jocuri, adică, like, come on, gen, nu sunt hater sau ceva, da, dă... Ia uite, mă, gata, a spart-o pe MF, ai rupt copiii aia. Ia, și tu ce vrei? Hai, că o să mă bat eu cu voi acum. Sigur. Ia uite. Ia uite ce ăla aia, doar. Ok, fani deja tabi special pentru ăla. Bă, da, potoliți-vă, bă, mânca, v-aș pula, da, opriți-vă, bă. Doamne, cum sunt ăștia, bă. Mamă, MFE român, bă. Biserica și Dumnezeu, mătii, și cu cine tu fătar, handicapatul, mamă, i-a dat-o la temelie.
Ia uite-l pe ăsta, da Q pe minim. Toaaai, da pula mea. Au, bun drut. Damn, pula mea de aici, băi. Un nimic quadro kill. Un nimic treble kill. Enemy mi-l suge. FF15, shut the fuck up. Julio de oficial, bă Julio, bă Julio. Taci. You still my penta. Iasuo zice că i-am furat pentaul, că l-am bătut. Stai, cum adică i-a furat cineva pentaul? Cum adică cineva i-a furat pentaul pentru că l-am bătut? Te-a puțin. Iasuo l-a zice că i-am furat pentaul eu, pentru că l-am bătut? Ce pula logică are asta? Ia uite-l. Ia uitați-vă la el. Mamă, ești nebun, am făcut trinity din tot fight-ul ăla. Băi, ești prost la cap. Hai că vin. I-am dat lui Yasuo la temelie, să-mi bag cu ăla. Cred că va trebui să mă facă ce că plec. Terminați-vă, bă, dracu, cu surrenderul ăla, mă. Terminați-vă, cu surrenderul. Terminați-vă cu prostiile astea, bă, de copii. Iată. Hai, Blitz. În Blitz n-are mana, mă. Ia uitați-vă la Blitz, unde s-o și. Mamă, da, m-am băgat. Mamă, da, m-am băgat. Puteam să sar, să-mi sar pe dra... Ah, dacă și chiar. I-am dat lui Yasuo, mamă, ce broken e Jax, gen, Yasuo avea 18-12, bine, dar n-are Phantom Dance, eu zic că dacă avea Phantom Dance, s-ar-o dădea mai tare, dar, na, ce zi faci, ce zi faci. Ce câine, ce bun ești, Germană? Doamne, zi, ia uite, bă, un 8. Că-ți. Îi bate Caitlyn. Ia uite-l pe Ion, s-a uce să facă 1v1 cu aia. Avea râu, bă, putea să dea râu, bă. N-are, mă, treabă. A bătut-o, la unul, fără râu. Șmecherul, știe ce vrea de viață. Uite, suntem, by the way, guys, suntem 170, pe lângă faptul că o să vă rog frumos să dați dracu câte un like, să-l zăpăciți pe spurcatul ăla de acolo de buton, că mă fut în el. Și pe lângă chestia asta. Înțelege ce vreau să zic de notificări? Gen, acum ați avut notificări. Suntem la fucking ora 10 dimineața, luni. 170 de persoane la 10 dimineața. Și aseară, duminică, eram 60 timp de o oră până s-au trimis notificări. Adică, like, dă, o dracu, dă treabă, știi? Te-ai dus? Te-ai dus? Te-ai dus? Bă, ce-a făcut Macalie aia? L-a bătut și pe ăsta? Ia uitați-vă la ea! Ia uitați-vă la ea! Da, ia uitați-vă la ea! N-a zis că-i mis la mâne ea! Ia uitați-vă! Ia uitați-vă! Mă dă! Mai ai cafea? Mai vreau. După ce am văzut meciul ăsta, nu cred că m-a trezit. Cred că îmi dă dorm.
Ce dracu, mă? Mi-au și uit send, mi-a dat aici uit send pentru spurcați ăștia, știi? Că mai bine. Mai bine. Vreau și eu blue ăsta, ui. Ce vrem, mă, Blitzcrank? Ia zi MF, dau bine. Hai pe live, dăm like sau dau live. Nu, mă, că nu-s cafele super hard, dar asta așa. Bă, dați-mă și voi câte un sub acolo, băieți, dați-mă și voi câte un sub și câte un like. A, bă, sunt 170 de persoane, dați dracu și voi câte un like, bă. A, bă, vă ofer conte de calitate aici în... Retardelo. Ei, nu știu. Mamă, mamă, mi-a dat-o, băi! Mamă, mi-a dat-o! Să moară copii! Futu-s Morgana în cur! M-ar fi dubios ăsta cu fusta aia, dar merge. Jno, jno, Olaf, jno! Ce cred că băgat ai... Este mă așa, mă... Că mi-o iei de aici. Dă-mi ăsta și dă-mă știa, mă, tu. Să avem autoriset. I-am dat share pe Twitter, mai spart Andrei Twitter. Te pun, Andrei. La contul meu de aer. Hai cu aia, cum să fie aer, mă? Dă-mă, bă, dracu, de treabă, gen, chiar nu sunt arogat, nu sunt figurant sau gen, n- adică, dă-mă, da, bă, da, s-o mor ție, adică, ăsta e deja silver și e deja prea mult pentru mine. Băi, Anairul, ce faci, ce faceți, mă, acolo? Piatra, hârtie, farfecă și vezi cine câștigă? Ia uite, bă, mamă că sunt. Ia uite cum a dat Herald, uitați-vă la el. Stai așa, mă, ia uite, bă, du-te, bă, după Herald. Ok, dădeam repede să... Ia uite, tu te chiar ai toți? Tu chiar te-ai întors la mine? Era aia sub 18-1. Să mă arăbăiți, mi-i dau... Ne. Ce zici? Ce zici? Ce zici? Ce zici? Ce zici, Marini? Nani, mai știi ce era Nairon Kalista cu Blitz pe top, Blitz, suport a dus pe top și a lăsat pe Jinx singur și își vor ajung la ta? Da, mi-ai adus cafea? Da. Poți să te duci, te rog eu frumos. Dacă te duci asta... Hai zi! Sunt în grădina, să mă arăbăți. Du-te-și tu până la baie, că pachet de țigară acolo. Mai are numai mult, numai puțin de o țigară, dar e bună. E unul în bucătărie cu chestia asta. Eu îl vreau până la baie. Mi-a făcut cu ochii, mi-a scripit că mă căcam să uita la mine și... Aia zis că nu-l uit. Aia zis că rămân fără vin la tine. Mă, 181 de persoane. Băi, nu uitați să intrați pe Discord. Vedeți că dacă luați membru activ, mă joc cu voi la flex și băcar să mor. Deci chiar băcar, deci să moară. Deci vă dau, știți cum? Vă iau pe spate, vă duc cu, ești tu, gras, slab, cum voi fi. Cum mai țineți stream? E primul meci, bossule. Dar nu o să mai ține mult stream dacă nu dați vechi câte un like și... Na, nu, de fapt nu like-uri, nu like-uri. Abonați-vă cu aia. Abonați-vă cu aia la canal, mă. Că mai avem puțin și facem 25. Mai avem puțin și facem 25 de mici. Trec, ești de greu. Cam... Mă avea ori de aici? Nu, nu. Aoleu. Pula, nu uita... Ok. Mi-a dat la temelie la astea. Căci n-are eu. Atâta e? Da, ce știi? Una, ai zis că e una a fost. Zi? Da. Așa îți facă surpriză, mai bine.
Bă, cigara nu baie, da, are gust de căcat și e șmecă. Am prins cigara, Ive, să mă bată mama. Mamă, ce cald e acum. Mamă, s-a încălzit căcatul ăla, mamă, ce pute. Zici că e dormez al mamai. Mă știu, dormez de... Mă știu, ești prea tânără tu. What the fuck? Uite-l! Băi! Bă, mi-l sugi! Bă, mi-l sugi! Bă, mi-l sugi! Bă, mi-l sugi! Doamne, la ei! Nu pot să trag și o dată în țigară, bă! O dată, mă! Hai să luăm baronul ăsta. O dată, mă, să... Stați, mă, puțin, mă! Unde se grăbește toată lumea? Doamne, nu te văd... Hai, mă, dă-i aici! Mamă, ce i-a spasă, mă, băieții, i-am dat două bucăți la... L-a dat mare, mare analiană și-au luat. Ia uite-l pe ăsta, și-a dat ultimata. Vă-l vedeți pe al meu? Vreți să fiu cancer? M-a dus cancer. Cancer. Cancer, ce vorbești, mă? O dau așa. Mamă, uitați-vă ce iteme mi-am luat. Ma, uitați-vă la mine ce iteme am. Da, viața mea, cât lifestyle am, ia stați. Unde, unde, unde mi-arată, care e lifestyle? 30%, 30%. E bun. What the fuck? Oh fuck, m-am cutandat, am început să dau prea mult. Eu, cum m-a nimerit, mă? Doamne ferești. Ia uite-vă asta. A, bă, dă-te pula mea de aici, a, bă, dă-i taurul ăsta că, bă, scârbește. Ia să vedem cât live și l-am, dă minioni. Unde-s minioni? Unde-s minioni? Unde-s coaie minioni? Aolo. Nu mai luam, mami. Are runan. Are runan, MF. Uitați-vă la MF care are runan, băieți. Mi-s furtunea mea. Ia, ia uite-l. Ia uitați-vă, bă, la ei, bă. Oare ce e capul așa care își fac un bil greșit? A? Oare ce e capul așa care... Îți zice, mamă, sparg cu build-ul ăsta, cum dau mai mulți, bam, bam. Îi sparg, iau. Tu, te bat în bază, te bat în pis, dar unde vre? Îl las pe Ione să dea in, că ăștia merită, ăștia merită, ăștia au... A zis Olaf Jungle Div, mă, mă, cât a avut Olaf, mă? Două de persoane. Vă pup. Dați voi acolo câte un like. Abonați-vă dacă sunteți noi. Am o pasă mai proastă, am un meci mai prost, așa, m-am... Eu nu sunt așa de obicei, sunt un tip foarte calm și relaxat și care explică foarte multe chestii, dar sunt prost. Și așa de dimineață... Ce melodie merge așa de dimineață? Așa de dimineață, cam ce melodie așa merge chat? Ce melodie așa? Uite asta, cred că asta, cred că asta, ia. 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 Cred că asta, oare? Ia. Nu, nu asta, stai așa, stai așa. Ce oraș ești, București? Ia, stai că... Ia auziți-o! Ia auziți melodie, mă! Ia auziți melodie, mă! Plus 19, bă, mă, cum e contul ăsta să vă bată, bă! Ia uite, i-au jucat, bă! S-a jucat meciul ăsta, băieți!
S-a jucat, băieți, meciul ăsta, mamă, dar s-a jucat. Manele, hai că manele sunt astea, nu-i manele, asta e, bă, asta e peste manele, e peste tot, băi, melodiile astea sunt, pai, ia uzi. Doamne, ce melodiile de astea. Ia, ăsta a zis Better Jungle, care a zis? 2-10! Băi, voi nu înțelegeți, 2-10 a zis Better Jungle. A avut la fel, ăla a avut un asist mai mult și mai mult farm. A zis Better Jungle ăla, mă. Dacă pice cu scara să se ridice. Băi, dar stai un la alea timp sau ies, mă. Închid asta, bag pula, nu mai joc. Nu mai joc, pe bune. Hai să le văd cum cresc. Nu contează, ce vezi voi, like, dislike, orice. Dacă vă place stream-ul, dacă nu vă place, adică n-am absolut nicio problemă. Dar dați ceva, bă, să duc acolo la recomandate. Să se ducă la recomandă, aia mă interesează pe mine, înțelegi, să apară la cât mai multă lume, adică atâta, înțelegi? Dacă îți creștea pula după, după numărul la like-uri, să moară mă, să... Eram bine. Am gata, dă-le dracu de aici de melodie, că nu e ce trebuie. Uite băieți, ca să mă înțelegeți, că eu sunt băiat bun, sunt luat de poros că sunt băiat bun, dar aia, ce pot să fac eu? Uite, fiți atenți, noi suntem în Q acum, ca să înțelegeți, sunt în Q de LOL, durează. Cam Gaming John al meu face turneu de 100 de euro de 1v1, băgați-vă mă și voi, băgați-vă și voi. Uite, stai că vă dau video. Am venit să câștig pentru Fury, așa scrieți, așa scrieți la comentarii, am venit să câștig pentru Fury, dacă vreți să vă băgați. Face turneu de 1v1. Nu mi-a zis să-i promovezi turneul sau ceva, habar n-are că sunt în clipa asta, zi. Deci habar n-are John că fac chestia asta. Da, e un turneu de 100 de euro, de 1v1, adică e bine așa, știi? E bine, sunt niște bănuți acolo, adică nu e de aici de acolo, știi, 100 de euro. Sine. Și chiar nu e de aici de acolo 100 de euro așa, știi? Și e frumoasă partea lui. Da, dar l-a pus ce jocios să joci LOL. Nu, l-am părit în același timp. A, nu-i mai ziceți mă că mai l-ai la mână. Ce băi, Live Fury? Ha, e. Dă nu te ce-mi faci. E. Da, mă, scrieți-vă mă la turneu, băgați-vă acolo la turneu. E live, mă. Îmi trimit băieții să câștige turneul. Te pup. Salut, bă, John. Te pup. Gata, mă. Te pup, mă, John. Baftă acolo. Gata, l-am lăsat pe Grand Game. I-am zis că îmi trimit băieții să câștigi acolo. Acum o să te culci, abia m-am trezit, mă. Nu, am dormit seara asta. Am dormit bine. Crede de... Nu. Mamă, ia-mi azi... Deci, e imposibil să nu vezi Yasuomi de aici, bă. E cad. 185 de like. Să zic, mă, frumos. Dar am o întrebare. Spuneți-mi voi care sunteți viewer, cei care ați mai rămas, da? Din ceilalți de la 200 care au ieșit. Mă, de ce este toată lumea? Nu o să mă joc, mă, de Timo. Uite, s-a banat Timo, care ar fi mă jucat, vezi? De ce este toată lumea când termin meciul? Pentru că eu oricum intru în următorul, adică, gen... Care e logica, băieți? Adică, nu înțeleg. Că îi revin înapoi, adică... Au timing, gen... Ok, mă, în 5 minute ai intrat Fury pe ăla, mi-am pus telefonul, gata, mă, în 5 minute am ieșit, am intrat înapoi, bam, bam, știi? Ce... Dar asta e de când fac eu LOL, de... Păi... Și știți care e faza? Știți care e fanul? Când mă jucam înainte la turnee cu băieții, stăteam, gen, ca să înțelegeți și voi, la un turneu, de exemplu, dacă știți, stai și câte 20 de minute după pentru următorul meci. Deci stai și câte 20 de minute pentru următorul meci după. Bă, stăteau câte 300, bă, nu știa nimeni, mă.
Bă, nimeni nu ieșea, mă? Când era la turneu și vorbeam tot felul de chestii, random. Deci se face chef să joace, posibil? Cum ai jucat la Clash? Nu m-am trezit, bă, nu m-am trezit de două ori nu m-am trezit, mă, deci weekendul ăsta eu nu m-am trezit la Clash. Voi vă dați seama, deci eu nu m-am... Și de ce? Pentru că Clash înainte la tier 1, adică la cel mai mare tier, era la 9.45 seara. Era la 9.45 seara. Și ce credeți, mă, l-au schimbat, mă, au zis ei, bă, ceva, ia scoți-vă, mă, la 7, mă. Sau nu, la 6 jumate, nu, la 6.15, la 6.15 minute a fost duminică. La 6.15 minute. Ia scoți-vă, mă, la 6.15, mă, dar mă, ta să joacă la ora aia. Da un meci de Jax. Joacă la Wei, pe aia, boring, la Wei, bă. Da un meci de Jax. Ora aia, îți mergi cu... De unde ești, bă, că e really bad, mă, e really aia e... Bă, uai, ce am top? Am Kayn top? Am Kayn top? Păi și junglă? Na, am Vayne, am Vayne top. Am Vayne top, mă. Deci trebuie să mă acces Q. Ok. Salut, mă, Nelson, salut. Deci trebuie să mă acces Q. Hai că da. Băi, vreau și eu puțin activitate acolo pe chat. Ia scrieți-mi voi acum de urmăriți acest stream. Nu orașul, pentru că am mai făcut chestii cu orașul. Gen de unde? Gen de acasă, servici, bucătărie, bla 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 bla. Chiar-s curios. Dar fără troll, chiar-s curios. Chiar-s curios de unde urmăriți, gen pe unde sunteți acum. Dacă sunteți acasă, dacă sunteți plecați, de pe vece, că care e plăcut. Să mori. Așa stream, așa vizualizare, ești nebun? Din spital, bă, sper că ai zis la Caterin, că dacă nu... Na, sper că n-ai nimic greu. Momentan afară. Pat, acasă, totul meu acasă, mă, sunteți bine, mă, nebun. Bă, putem una, căcat. Sau nu? Nu-mi dau seama. Bă, îmi pare rău că dacă mâncați, bă, dar e dimineață, bă, scoai, sorry cu glumele astea, bă. Scuze cu glumele astea, bă, am uitat că e dimineață, bă. Chiar am uitat că e dimineață. Am uitat că e dimineață. Pare rău. Sper că nu mâncați. Mă, că vă vine cum uitam în live. Eu am casă. Fie de bine, Andrei. Când postez Roblox. Da, pe, să zicem, între niciodată și când îmi tai coaiele. Cam pe acolo așa. Cam între dățile astea două, cam atunci. Cam atunci postez Roblox. Cam atunci. Cam atunci așa. Ha, vei top cu ei, n-aș pe vei top, cred că mă bate, nu? Ha, ba, da. Nu știu. Nu-mi pasă. Asta e mașină că plec la Bucovina. Bombo. E careva din turnul Severin aici? Ce e de turnul Severin aici? E careva? Ce fac de-a? Vei duo? Da, na. Vreau like. Vreau like la stream. Dai? Nu. Atunci intezi. Ești cu pilsuci. Mil legat. Mă bate vein ca pe covoare. Mă bate vein cu bate covoarele. E clar. Nu, e doar că nu o să farmez, cred, nu? Da, nimic nou.
Ai, mă, serios, am ratat. Am ratat ăla, mă. Lee, help! Ani, help! Ce troll infect. Abia te uiți la cea, cum să vă abia vă uita cea? Bă, uite, dar a zis bă, Herculane, da, asta, ce vrei să zici? O, Herculane, fratele meu! Aolo! Aolo! Te-ai dus! Te-ai dus cu flash-ul ăla! Te-ai dus cu flash-ul ăla! Aolo, ia uitați-vă la mine! Ia uitați-vă la mine! Zici că n-am damage-ul! Doamne ferește! Da, tu-i bat, da, ești dat tot, toate multe grupuri în țară și o groapă s-ar să picei cu scara să se ridici. La dușman de așa. Că e multe grupuri în țară, băi. Aolo! Aolo! Aolo, bă, băieți, bă. Ce-mi face ăsta, bă? Vine de la gang, hai dacă am nevoie de gang! Mamă, dar dau un damage egal cu 0. Deci damage-ul meu pe Jax acum e ca mulțimea vidă. Ia uite. Aia ceva. Băga că ăsta cu vein prost de bubuie, dar mergi. Mergi. Bag un Q. Hâț, aoleu. Hai că hâț a fost. Hâț cu respect. Bă, dar nu ți-ai luat și tu un heal? Ia, 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 n-are flash, mă. N-are flash, mă. Bravo. O, îmi dădeam flash pe el. Oricum, dai teleport, e bine. Suntem bine. Deci cu așa cu mentalul veni, te? Dau așa ușor, ușor. Bă, venea aia să ce bază, nu? Venea aia să auzi bază. Hai să împinge repede. Mamă, dar împing eu două wave-uri, mă, până vine ea. Aolo. Am mulți minioni, mă, și e greu să... Intuiesc eu când dau hit. Mamă, ce cacere, mă. Are teleport, bă. Și-a dat teleport abia acum. Ce-a făcut, mă, mâncați și în baza aia? Da, mă, dat ăștia. I-a dat minioni. I-a dat minionii să... Ia uite, mă, aruncați cu bandă dimineața pe mine. Țineți-mă, bă, dracu, bani acolo de pufuleți, bă, sunteți nebun la cap. Bă, sunteți nebun la cap. Cât, mă, 5 euro de la Costa. Herculane! Ia uite-l pe băiatul meu la băi acolo, termale. Mă auce și acolo. Bă, ca băieți. Sper că ai bărde, ai dalea cu hidromasaj și mecherii acolo la Herculane, a? Și mecherii. Mamă, stai așa cu coaile pe odaia de... Pe odaia de... zi de... Dă-ți bagă non-stop apă. Mamă, cred că ar fi... Cred că e... Cred că e viață. Cred că e viață acolo. Cred că e viață. Să-ți bâzi odaia în coaie non-stop. Mamă, e... Parfum. Nu? Mă gândesc. Fii șmecher. Dar așa, la viteză medie, nici chiar agresivă, că nu... Pura, te deranjează dacă e agresivă, nici așa lentă, că te ia somn, știi, așa puțin, așa... Cât să te tulbure puțin. Cât să-ți pună întrebarea, mă simt bine? Te? Ma, să ripă vein, fii tăi. Deci, să ripă vein acum. Așa. Și ATO. Mai are eu, e ok. Mai că nu prea vrea ea să... Mai vină. Mai are un vreo 10 secunde de acum încolo, nu? Cum așa. Ia uite, bă, mi-l suși, mă. Ia uite-te, bă, băiatule, bă. Ia, mă, ce s-a întâmplat.
Ideea e că trebuia să baituiesc eu, înțelegeți? Ba, i-am baituit eu, știam că n-are flash. Ățăț. Am maxat Q-ul, pot să stau non-stop pe ea. Ești că capră de munte. Și aia a fost. Tururup, tururup. Și asta? Aici. A, eu, ia. Trebuie că nu decizi Jackson care îți dă. Hai că m-am dus. S-a dat pe ștucu. Auto până împinge asta. Cam cat la sus ăsta. A și buții. Că-s bine. Că-s bine așa. Cred că nu-mi folosesc încă teleportul, mai țin. Pămânel mai țin, că n-am nevoie încă de el. Uite, uite, ce-o da cali? Ce-o uitați-vă la cali? Eu, eu ți-o dat flash, bă! Da, viață. Ma. Ce era acolo, bă? Bă, băiatule! Opta e în toată regula, mă. Trebuie cu oamenii ăștia să joacă așa? Le dau așa puțin. Nice. Ha, mi-e moart acum. Dacă vine, bineînțeles. Dacă nu vine, nu mai e, nu mai e moart. Vreo 8 secunde mai are. Da, deci asta nu mai vine până nu are, a? Gata, mă, s-a dus. Bă, aveți bani de aruncat, mă, place de voi, mă, place de voi așa. Eu-s bun la primii bani, să știți. Te fumă că donație, dar imediat să mă uit, imediat. Acum, uite, pentru tine cer să-i dau lui ăsta una. Pentru tine, nu știu care e donat, dar pentru tine. Uite, frate, că tot te știi acolo, da? Ia uite-l. Oare mi-o dă ăsta? Fuck! Costa încă 5 euro momentan în Germania. Bă, băiatul meu! Bă, mamă, ăsta e German, mă? Are la bani Costa! Are la bani Costa, vă cumpără, vă vinde, vă trimite și în Germania. Bă, ce aiure a fost, bă, băiatule, bă, ce aiure a fost, bă, într-un fel vreau să mor acolo ca să mă uit să văd ce-am primit, dar te pun, Costa, mersi frumos, serios, îmi fac eu Caterinca, dar, pe bune, mersi. Ia uite-mă cum vin, aoleo, n-am putut să fur kill-ul. Trebuia să dau pe grasul ăla. Gărgăunile ăla. Trebuia să dau. De bă, mă, că ăsta vezi frumos, mă. Bă, Costa, dar tu ai membru? Asta vă întreb pe toți care îmi donați, pentru că, gen, membru ai 4 lei, adică e practic mai puțin decât un euro. Și, na, gen, vă zic că... Bă, ești mecher, aveți și voi, mă, utru pe chat, chestii de gen, adică dacă tot, știi? Ia uite-vă la butum. Mamă, e probleme, o fiză la, mă. E problemă de stil național. Da, mă, da, sigur, acum tu o să crezi că mă bat, sigur, las-o. Hai, las-o așa. Hai, las-o, moartă! Hai, las-o! Acum vrei să-ți mai fut vreo două în cap. Hai, las-o așa, n-auzi? Nu mai fute mie creierii. S-a dus și-a scoată ordul. Este de ori de la pe cap. Ia uite-l, e țin. Oh my, Doamne. A intrat gripă în acțiune, bă, băieți. Uite-mă pe Costa. Nu, dar mă uit de mult la tine. Te pup, mă, Costa, dar nu uita dacă vrei, frate meu, că e păcat acolo să ai și tu emotul pe chat astea. Te pup, mersi frumos. De-o-te ajutorul. Nu o să pot să cumpăr băutură, să mă fac muși de seară. Mersi mult. Glumesc, mă.
Cu aia 10 euro cred că mi-au un bax, un bax de săniuța să moară aici nici 6 lei. Deci cred că săniuța, ce dracu a trebuit să fie aia? Țuică, ce dracu e? Cred că săniuța aia e un fel de spir distilat. Deci când ți-o bași pe aia în corp, deci cred că, nu știu, cred că chestia aia a fost făcută să-ți pedepsești corpul. Deci dacă cumva te bășești într-o conferință sau ceva, bagi să săniuța în tine, să-ți pedepsești corpul, înțelegi? Gen, în loc să-ți dai pum că te doare, îți bagi de-aia în tine, bă! Dacă ai boală pe el, își dă timpul la mea de aici. Deci dacă te trădează corpul, dacă se bășește fără să vrea sau de-astea, știi, dacă o să-ți scapă, bagi și săniuța în tine să-l pedepsești. Că... Da, bă, săniuța e super bună, deci... Îți curăță pieptul de plămâni. Deci îți curăță pieptul de plămâni, efectiv. Nu mai ai probleme cu plămânii după. Gen, ți-l curăță. Îți curăță și abdomenul, să mor. Deci abdomenul ți-l curăță, pe prima dată îți curăță abdomenul, înțelegi? Te scapă de ficat. Hai, treabă. Ia, stați așa că s-a prins Andrei de glumă. Îți curăță pieptul de plămâni, gen, nu mai ai plămâni sau? Da, mă, Andrei, s-a prins, mă, Andrei, bravo, mă, Andrei, mă, bravo, mă. Că ce o la costa? Te aștept la mine la pensiune când e gata la operă. S-a mort tu că să faci pensiune, costa. Doamne ajută, unde? Sau ai zis planul meu, Herculane? Vin cu cea mai mare plăcere, bossule. Dacă așa e, dai mesaj pe Discord. Știi că e foarte ușor să mă contactezi. I mean, fuck that, gen, chiar dacă nu răspund, uite, pozonezi un euro pe live și gata, s-a rezolvat. Cu cea mai mare plăcere aș veni. Dar nu uitați ce am zis mai devreme, cu băile alea termale, cu de-astea la coaile, dacă ai de-alea... De mâine, a zis că e gata, mă, a zis că e gata, posibil să fie în construcții sau ceva. Logic că nu pot să mă duc mâine. Venera moartă, mă, și eu m-am dus bază. Ai, de viața mea, ce-am făcut, mă, băieți? S-a distrus la urs singurul. Aici minioni, stai dracu de prost, mă, că rezolvăm noi. Cred că aici minioni, bă, stai, mă, știu, că rezolvăm noi, mă, singurul, mă. După ce băie, mă, stimulam COVID, s-a mor, cred că să nu ți ai... Salut, mă, Gina, salut. Da, mă, vezi că e forță, mă, la pensiune, mă, gen, pe bune, o pensiune îmi place mult mai mult decât un hotel. La hotel te duci, pana mea, na, dormi, chestii ce poți să faci în camera de hotel, mai mult decât, na, chestii basic pe care poți să le faci în orice cameră. Dar la pensiune e frumos, pensiunea are acolo frumos terasă, bine, și la hotel ai terasă, să te gândești, dar e mult mai retras o pensiune, ai curte, ei acolo frumos, mai pune acolo un pinguin, un ceva în curte, o gâscă, o mac-mac, o aia, un grătar în curte, frumos, adică... Da, astea frumos, așa. Vezi că e forță, rău tot la pensiune. Da, pensiunea astea ca lumea, nu două margarete. Ia uite și poți. Hai că te-ai dus. Da, nu da, am fost eu la o pensiune odată. Avea, scria acolo. Bă, fii atent ce scria, mă, sunteți gata? Aveam 17 ani, am mic. Scria acolo: geam panoramic în cameră. Deci știi, eu aveam panoramic în cameră. Știți WC-urile alea, știți gemulețele alea de la baie, micuțe, gen de la WC-ul? Știți gemulețele de la WC-ul? Era un geam de la acolo sus. Cu ce crezi că e? Bă, să mură de vămin. Mi se pare că are mazilul poze, mi se pare că mai are mazilul poze în telefon sau pe cloud sau undeva. Deci fiți atenți, la mare în Constanța s-a întâmplat asta. Deci fiți atenți. Gemulețul ăla, da, de WC-ul care era panoramic, nu vedeai nimic, nici măcar umbra de la soare nu vedeai prin el. Era prins cu o spatulă, bă. Bă, era prins cu o spatulă să nu cadă, bă, să nu se desfacă, să scadă în cap, bă. El nu mai avea încuietoare cu aia, era prins cu spatula, voi sunteți nebun la cap. Deci să mor eu de vămin. Și după aia gemulețul celălalt, gemuleț, repet, că eu nu aveam geamuri în cameră, aveam gemulețe. Deci era lor reducere, a zis,
Bă, luați 3 geamuri și astea le primiți gratis aici. Așa. Gemulețul celălalt să-mi deschid eu, să-mi deschid eu geamul, nu mai știu. Da, s-a aerisit în cameră, să probabil. Nu mai amintesc exact motivul. Bă, am deschis geamul. Așa puțin. Așa, să-mi deschid geamul, da, s-a edisit sau abar n-am. S-a deschis geamul și mi-a căzut geamul, coaie. Mi-a căzut geamul, coaie. Coaie, mi-a căzut geamul, gen jos, de la etajul 2. A căzut geamul jos, bineînțeles că nu l-am plătit, că pula mea, n-a fost vina mea. A căzut geamul, coaie. Bă, mi-a căzut geamul, gen s-a rupt din, gen s-a rupt din perete, coaie. Gen s-a rupt geamul din perete, voi realizați ce vă zic? Gen, voi realizați ce vă zic? Că s-a rupt geamul și a căzut în perete? Gen, era un gemuleț micuț, înțelegeți? Se deschidea, dar atenție! Era geamul pus invers, se deschidea în exterior, mă. Tu-l deschideai afară, mă, geamul. Deci tu dai seama, tu ieșeai pe mijloc așa și să-l tragi, să-l închizi, înțelegi? Bine, să-l tragi, închide puțin mâna, că era un gemuleț atâta. Și l-am deschis așa puțin și am dat drumul și s-a dus, mâncat. S-a bine, doamne ajută că n-a fost nimeni jos, gen, era în spate la curte, practic, geamul și nu era nimeni jos. De, nu era nimeni jos, asta a fost ok, gen, că nu a lovit pe nimeni. Și de asta a fost și amuzant. Da, mă, bă, n-ai, mă, dă-o, dreacu, de aici, mă. Bă, deci a fost panarea, mă, tot. Asta acum, nu știu, am 24 de ani, la 17 ani, nu știu, acum câți ani, mă. Dacă vin acum. Te pula mea de aici. Băga putu-vă în gură. Ia vezi, mă, că te pun, mă, că ăsta că cicior. Păi, dar numai așa, mă, 25. Dar și iubești pe cotop? Sigur, n-am nicio problemă. Dă-mi pe privat. Dar tu Jax, mă, jocam chit de Jax, așa, nu știu, s-a... Mi-a venit mie așa odată. A, fii stai, altă de-asta. Când aveam, nu mai știu exact ce nume. Nu mai știu. Acum ceva timp. Acum 4 ani, cred. Da. Eram cu Mazilu. Eram cu Mazilu și cu Max în aceeași cameră. Și bine, gen, era un fel de apartament. Și mă duc eu cu aici, erau două băi. În prima seară l-am inundat pe Mazilu, bă. Vine Mazilu la mine din pat, bă, băiatule. Gen, erau băile una peste alta. Dar fiți atenți, gen, baia de sus era pusă doar să fie, adică gen, să poți să zici în broșulă că ai două băi. Dar dacă făceam eu duș sus, Mazilu din pat, gen din pat, el stând în pat, făcea și el duș odată cu mine. Deci dacă eu făceam duș sus, el făcea duș odată cu mine. Nu mă întrebați ce troce am fost, dar sunt amintiri. Deci el făcea duș odată cu mine, mă, Mazilu. Dacă eu mă duceam sus să fac duș. Vine Mazilu ud la mine. Ok, pula mea, aia e. Merge. Stai puțin că mă văzesc imediat. Continui imediat. Băiatul meu, am axat Q. Băiatul meu. De unde? Mai am o zi. Uite-o. Bă, mi-i sluji. Ia. 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 Ia uite-o. Ia uite și pe asta. Ce ai făcut, mă? Așa. Fii atent. Și
După, am zis ok, o mai fac bai sus, bă, fac du jos, adică aia, știi, gen, facem toți în aceeași bai și până mea, adică nu e ca și cum dispărut toți în aceeași timp, gen, ne luăm coaile mână unul altul. Nu, e ok. Dar sus, bă, puteai să te duci tu la WC-ul la chestii, știi? Și eu am, da, pot să zic că sunt ciudat sau poate și voi sunteți la fel ca mine, da, până mea, eu așa sunt, așa am obișnuit, de fiecare dată când intru la baie, indiferent că e la mine în casă, indiferent că e la hotel sau chestii, îmi închid ușa. Îmi place să am intimitatea mea la baie. Mă dă știe asta, uite că e și pe ăla. Îmi place să am intimitatea mea la baie, că așa e, gen, da. Am închis ușa, toate bune, frumoase. Doar m-am pișat sau ceva, dar închid ușa de fiecare dată, știi? Așa, îmi fac eu acolo frumos părul. Nu mă refer că închid ușa, gen, o închid cu cheia sau cu chestia de aia, adică gen... Ați văzut că ușile de la baie sunt făcute să poți să le închizi pe interior, fără cheie, gen, au o chestie normală, dar lor. La asta mă refer că am închis ușa. Nu s-o închid doar, s-o închid, gen, s-o închidă tot, adică să nu poată să intre nimeni, mă refer. Și... Am închis-o, toate bune frumoase, și a făcut, ce a făcut băiatul vostru, frez, acolo, frumos, a pișat. Nu mai știu ce am făcut, da, în baie mi se pare că da, am deschis geam, am fumat o țigară. Și după aia a venit momentul să deschid ușa. În momentul ăla am aflat că... Nu s-o mai deschide ușa, băieți! În momentul ăla a zis ușa, păi eu nu! Nu, no, eu n-am chef azi. N-aveam telefonul la mine. Ăștia erau tot jos. Stau acolo. Până la urmă s-a gândit Max. Păi, unde-i Dani? S-au spus la baie. Și gen, mă știa că m-am dus sus la baie. Și a zis, bă, dacă făcea duș, ok, dar bă, ăsta nu face duș. Bă, ce dracu face atâta la baie? N-aveam telefonul, telefonul meu era la Mazilu, parcă? Sau? Da, la Mazilu. Încerca și atunci, mă dă, știi pe Mazilu că el încearcă să-și facă poze, să arate bine, dar atunci, dar nu, n-a găsit până acum poziția. Încerca să facă poze. Și... Până la urmă vine Max. Eu țipam. Băi, să vă fută în curt. Nicio treabă. A, și spune la urmă Max al meu. I-a zis că m-am blocat. Și a zis, ok, stai să vedem cum facem. Femeia de acolo de la cazare nu era. Robocap, care vi povestesc imediat și pe Robocap. Paznicul nostru. Femeia de la cazare nu era absolut nimeni. Îi zic, bă Max, du-te caută cheia. S-a auzit Max al meu. A găsit până la urmă cheia, i-a dat-o Robocap, o să nu știu. Și vine cu cheia. Cu cheia, gen, practic, nu conta dacă o închideai tu așa, că era ok, știi? Vine Max al meu cu cheia până din afară. Nu merge. Era blocat. Nu mergea cheia. Bineînțeles că m-am enervat pe el. I-a zis că ești prost, nu poți să deschizi de ușa în pula mea. Așa. Am deschis geamul la baie, culmea, aici era fix invers. V-am zis că am avut o cazare unde erau gemulețe de baie în camera la tine. Aici era geam, tată, în baie. Știi? L-am deschis, era deschis geamul de pe hol și mi-a aruncat practic cheia, că avea jniuri de ăla și a fost foarte ușor. Gen, am prins-o și mare chestie. Și am încercat eu pe dinăuntru. Nimic, nici acolo. Ok? Îi dau cheia înapoi, că am zis, bă, până la urmă trebuie să fie acolo, că practic aia avea să poți să bagi și cheie înăuntru, dar avea și de-aia să deschizi, să închid. Și a zis, bă, pai mă, poate e, da. Până la urmă m-am enervat, am început să urlu, era acolo, să avem și Mazilu, ne-am strâns acolo toți, pula mea, ne uita la ușa aia. Vine și femeia de la cazare. Stați așa că îi chem pe băieții după plajă, chem pe toată lumea să vină, am zis să moară, bă, ăsta. Deci cheamă asta toată pensiunea să mă scoată ăștia din baie. Bă, deja începuse, gen, era vară, vă dați, logic, era vară. Bă, începuse să puta un căcat. Că înainte am avut și o diaree acolo, lasă, asta nu vă povestesc. Bă, începuse să pută și a căcat, vedea să vomit. Da, chem scoatul, chem băieții după plajă, că ea, gen, practic, chestia asta unde eram noi, avea și plaja lor, știi? Și că chem băieții după plajă, acum cu ATV-ul și vin. Ce bă, pula, chemat asta trupele de intervenție. Da, nu, eram la etaj, etajul 2, n-aveam cum să sar, că săream de mult pe geamul ăla. Până la urmă, na, v-am zis că eu sunt calm, gen așa pe stream-uri sau astea, dar în viața reală nu recunosc, nu sunt calm, sunt ultimul terminat. A zis, îmi bag pula la ușă, o sparg! I-a zis la femeia aia. Și a zis, dacă o spargi, o plătești!
Ești pe, nu mai merge! Și... Și eu tot îi ziceam că, stați puțin, ideea e că mă și gândesc aici la joc, că nu pot să mă joc așa chiar gen brain dead, știi? Așa. Eu îi ziceam că domne s-a blocat. Scuze, am sărit peste cea mai importantă chestie. Când a venit femeia aia, s-a rupt cheia în ușă, bă! De asta vreau să o spar, că am uitat, scuze, că mă zăpăcesc aici. S-a rupt cheia în ușă, coaie! Mi s-a rupt cheia în ușă! Și a zis la femeia, bă, sparg ușa și s-a dus, gata, e over. Nu, hai, o spargi, o plătești. S-a dus în morți, ei nu vezi că nu mai merge. Noi, dacă o spargi, o plătești. S-a fut în morți. Până la urmă știți ce a fost, nu? Până la urmă am mai stat puțin, am zis, hai să facem cum ea, cum face, na, cum a zis femeia asta până la urmă. Și după aia mai stă Max acolo, stă, nu știu cât ar consta la ta clare, mai fumat încă două țigări, s-a dus dracu. Ai zis, du-te mă, zi la femeia aia, vin odată aia, ce facem? N-aveam nici mașina, că am venit cu toții cu trebuie. N-aveam mașina la mine, că dacă aveam mașina, îl trimiteam pe Max după șurupențe. N-aveau ăștia șurupențe, n-avea nimic. Desfăceam eu în pula mea iala, mă. Știu dracu să desfac iala, o desfăceam și gata. Sau scotea după la male, dă-o în pula mea de ușă. Mă face pe mine o ușă. Dar n-aveam nimic. Și ce? Că ce știu dacă ăsta? Am stat pe Instagram cu te pup bro, dar zici și Instagram-ul tău, că am la mesaje să mă bată mama, am multe rău. Bă, dă-te de lângă mine, mă. Aolo, ce ai făcut? Așa. Nu mai veneau oamenii ăia? Și aici Max o rupe. Bac pula nea de ușă, o rup. Gen o rup, bac pula nea de ușă, o rup. Înțelegeți? Zice Max al meu. Îmi iau având și face bă, stai. Mai încearcă-mă de câteva ore acolo să răsucești ăla. Că ăla se răsucea în gol, știi? Dar de când s-a rupt cheia, de când a venit femeia cu cheia, n-a mai încercat căcatul ăla, vă dați seama că pula aia nu merge. Și zic, nu mai merge, urlam acolo, băgam pula, nu mai merge, tu ai bă, pula aia de ușa, o sparg. Și băi, bă, mai încearcă-mă puțin, el acolo, da, mai încearcă puțin. Și bine, mă, hai că mai încerc un pic. Ce credeți, mă, mucava și pura asta? Am răsucit de ăla, odată și te-a zis ușa. Mă, cum, mă? Chestia asta a durat vreo o oră jumate, gen, v-am povestit aici, o oră jumate a durat. Mă, am răsucit de ăla, mă, s-a deschis ușa după aia, mă. Doamne ferește, și ies de acolo, deci am ieșit de acolo, deci când am ieșit de acolo, băi, cum să vă zic? Ești că eram, de asta, da venit în țară, gen de asta, atlet în România, înțeles, care a câștigat 5 medalii de aur. Erau toți ăștia mei. Bine mă, a ieșit, bă, de dat acolo în brațe, ești de bun, ne-a pupat, mamă, nu știu ce. Toți fericiți, mergem tot holul, în capătul holului, în apartamentul ăsta, am ieșit în baie, aia e, pula mea, ne-am fericitat acolo. Ce credeți, bă, băi, deci noi ne căcăm de fiecare dată pe noi de râs când ne povestim astea la beție, când ne amintim. Merge până în capătul holului, ca să deschizi, să ieși pe terasa apartamentului. Că ce ora la Costa, insta-ul lui Costa, te pup. Ascultă bine aici, îți povestesc că să nu poate și tu la tine, la pensiune sau ori. Așa. Și mergem acolo și înainte să deschizi ușa de termopan care separa camera de terasă, mai aveai încă o chestie din lemn. Gen, aveai încă o chestie așa din lemn, de aia ca să nu-ți bată soarele. Știi ce zic? Știi ce zic, chat? Gen, chestie de aia așa din lemn, toată din lemn și numai cu dalea drepte așa și cu niște aplecătoare așa în față ca să nu-ți bată soarele când stai direct în cameră, știi, ca să stai lejer. Știi ce zic? Stai așa puțin. Puțin așa.
Muhajdaci! Da pula mea! Top. Așa. Bun. Deci ce zic, da? Că catru de alea așa din... Ia. Hai, acum de pe mine. Bravo, bă. Mi-l sugi. Bun. Îmi dau știe, nu? Am cum mă duc să dau în. Așa, deci bun, căcat de la. Noi fericiți că am terminat, că am terminat frumos. Că am ieșit în viață din căcat, că efectiv muream de asfixiat de căcat. Vine mazilul al meu, bravo mă, hai că e bine, nu știu ce, dă mă, mă, dracu, eu nervos că, bă, ce pula mea e cazare asta cu aia, am dat ația banca, a fost scump, foarte scump. Stau blocat în baie, mă, stau blocat în baie să vine intervenția după plajă, nu știu ce, lasă face mazilul, lasă mă, stai liniștit, nu știu ce, să uite mazilul așa cu spate la mine, merge, nu știu ce, cade mazilul al meu, cade mazilul al meu, deci, ușa era deschisă, era tras doar la de lemn, cade mazilul al meu pe la de lemn, s-o rupe la de lemn, cade direct jos la de lemn, a rupt toate alea. Credeți că am plătit noi? Noi băieți de casă. Salut fratele vostru frumos la magazin. Am luat un super glu. S-am lipit noi lemnul cu super glu. Și vreau să vă zic că următoarele 6 zile cât am stat acolo, ușa aia după balcon nu s-a mai deschis. Deci ușa aia pe balcon acolo, deci acolo a fost teritoriul interzis. Acolo a fost teritoriul interzis ușa aia. Ușa aia n-a avut voie să te deschidă. Și nu știu cu dracu asta de lipit atâta. Deci nu știu cum asta lipit atâta. Cred că după ce am plecat noi a căzut asta. După ce am plecat noi, a căzut, gata. Bă, deci a fost atât de amuzant, mă. Doamne, deci a fost atât de amuzant, mă. Stai, băi, să intru pe contul la băiatul. Doamne, ferește. Am zis, n-ai cum. Deci am zis că n-ai cum. Așa, Robocop, să vă zic pe unul. Era... Ați văzut că fiecare pensiune de asta are câte un, câte un paznic. La hotel nu se pune căpanea mea, au paz, au tot. Dar are câte un om care mereu stă acolo și seara și chestii, să nu vină lumea la mașină din parcare, să... Știți foarte bine cum funcționează. Să vă păzească pe voi. Plus că ai terasă, ai grătare, ai toate alea acolo la pensiuni și chestii. Și pula mea, să sară unul gardul să-ți ia chestiile, e cam mai urea. Știți, mai ales că pensiunea asta era foarte bine poziționată, adică n-aveai treabă. Și omul meu așa, deci fel, noi ne duceam, bă, am plecat la plajă dimineața, omul meu era treaz, înțelegeți? La prânz, veneam să mâncăm la restaurant și restaurantul la care ne duceam noi să mâncăm era fix lângă cazare. Și iar treceam pe la cazare, ne lăsa malea puțin repede, bam, 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 omul meu încă era treaz. Ne duceam înapoi la plajă dacă mai aveam chef. Vedeam acasă, încă era treaz, ne făceam repede un duș, mai stăm puțin în camere, mai făceam Caterinca un pic de tot, mai stăm o oră, două, ieșeam afară, la o țigară, la o asta, încă era treaz omul meu, înțelegeți? Băi, încă era treaz. 8 seara, hai afară pe faleză, te plimbi cu pinguini, cu delfini, cu pastea, te duci, vezi animalele, bam, 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 te duci la un pește, la pula mea. V-ați prins? Te duci la un pește, la mare, v-ați prins? Ok. Ne întorceam acasă, până la vreo două. Omul meu încă era treaz, băiți. Omul meu încă era treaz. Era acolo. Ne duceam în casă. Poate adormeam. Se pare că odată am adormit, cam așa pe la două. Și m-am trezit pe la patru jumate. Bineînțeles, ce face un om normal cu tovarășii când se trezește la patru jumate și știe că tovarășii lui sunt morți de oboseală? Te duci și trezești. Pula aia, mă duci și trezesc. Adică ce pula aia este? Eu uite, mă, cu singurul prost care se trezește acum. Mă duci și trezesc pe toți, de-aia, pula aia. S-au trezit toți, hai afară, 4 jumate, 5, da? Omul meu uda florile la 4:30. Omul meu uda florile cu aia. La 4:30. Și de-astea i-a zis Robocop. I-a zis, coi, când doarme omul ăsta? De când doarme? Ne-am sunat apoi în cameră, ne-am culcat, ne-am trezit pe la vreo 10, mi se pare. În momentul ăla, că, na, până la mea eram obosit, n-am mai mers la plajă atunci, mi-am amintesc, parcă seara sau ceva. Și ne-am trezit, n-aveam nicio treabă, omul meu stă pe scaun așa. Stă pe scaun, s-a uitat nimic. Cu ochii deschiși. Ori dormea cu ochii deschiși, ori nu înțeleg. Era cyborg. Oricum, futul în gură de cyborg. V-am povestit de sus de terasă, da? Am apucat să mă bucur o zi de aia. Sus frumos la cazare, da? Stăteam pe caiac. Cum dracu se numește, bă, ăla, nu? Hamac, mă, nu, caiac. Doamne, ferește. Caiac e pura barca aia, nu? Așa.
Stăteam pe hamac, mă. Etajul 2, da? Pe hamac. Stăteam așa și relaxat. La umbră. Bă, simt la un moment dat așa o picătură, două, trei, știi? Bă, simt o picătură. Bă. În două secunde, zic că a venit un pompier și mi-a băgat furtunul în gură. Ce credeți că s-a întâmplat, mă? Omul meu de jos. Da? Tu știi povestea. Omul meu de jos, Robocap. Ce? De la mare. Omul meu de jos, cu furtunul, u da florile la etajul 2, mă. Tăte așa, haide, mă, mă, tu, eu. Nu mi-a interesat că era cineva acolo. Că m-a făcut flash, că, mă, băi. De sens, am zis două, trei picături, așa, și mai gen direct în gură. Omul meu de la etajul, de la parte, era așa, stătea și u da florile, punea în pulă. La două zi, oare avea nicio treabă. N-am ajuns acolo. Ah, mă, asta vreau să zic, doamne ferici. Vai de capul meu, acum mă uit imediat miștor. Bă, dar nu te găsesc, bă, Coba. Ia-te-mi, sigur mi-ai dat mesaj, stai cum ai zis? I Costa. Ah, Costa, nu Coba, stai, mă. Costa. I-a zis Coba tot timpul ăsta? Nu cred. Te-am botez sau bosule? Ai zis o dată Costa, Dani. Dacă mi-ai zis numele. Costa. Stai că îl caut eu și dau eu mesaj și practic îmi apare mesajul lui. Uite, îți dau și follow. Dau și follow, te pup. Uite, urmărește și tu, mă urmăream. Mesaj. Da, mă, gata. Gata, i-am găsit. Vreți să vă povestesc când am fost cu mă de la munte prima dată? Că a fost mai multe, dar prima dată când am fost, nu e așa... Ca și cuplu. Așa, ca și... Bă, dar nu merge, bă! Coba, nu merge, mă! Biță și Fury Squad, te pup, mă, Biță, te pup! Nu uita să intri pe Discord, ai acolo frumos grup special doar de membri, acolo... Păi am pus cu tot. Mic! Căci, dacă ia scris pe telefon... Nu, ce n-are treaba acolo? Da, mă, gata, am găsit, bă, Coba, gata, merge. Luna de miere, da, să vedeți luna de miere ce am avut. Vezi luna de miere ce am avut. Luna de miere, mă, că nu mai ceru ca să fie luna de miere. Da, nu. Luna de vom a fost aia aici, nebun la cap. E mai bine story time decât lole better, da, să mori. Băi, deci m-am jurat, nu voi să ajungeți cu nimic, avem multe. Nu pot să zic că sunt multe, dar voi că nu le-ați auzit niciodată, vă dați seama că e fan orice, știe. Mamă, unde de jucăm? Bronz 2. Te-am pupat, Cuba. Dacă ai Ione, ești zeu. Mamă, n-ai Ione. Ce ai făcut? N-ai Ione. A, olo, Jax ai. Dacă n-ai schimb pe Jax. Solo duo. Ba, top. Ba, haide. Ba, a zis Andrei că îmi place cu ăsta în spate. 2000 de ore. Și eu gândește că făceam curat în baie și am văzut asta două. Salut, mă chinui să fac level 30 pe un cont de League of Legends. E greu, te rog dacă ai vreun cont de level 30 și nu mai joci. Share account este interzis, băi. Asta este tot contul. N-am, frate, n-am, că îți dădeam. Nu dai meciul cu cei de pe chat? Da, prefer să nu stau să restrict meciul la oameni, că e posibil să mai și pierd și eu, știi? Nu mă joc normal acum. Cum se pare Tyler cu clanul pe top și cum joacă? Bă, gen Tyler, ca să înțelegi ce e for fun. Ce s-a jucat pe top? Tyler are aproape 50% win rate în gold. Aproape 50? Păi cât are? Gen e 60 ceva? Pe flash account. 60 ceva sau 40 ceva? Da, e mai sus, 60 ceva, da. În gold. Dar gen... Dar ce joacă? Asta nu înțeleg oamenii. Uite, și față de mine, în România, da? Și la mine sunt mult mai mulți jucători buni decât mine. Dar foarte puțini au caracterul meu, pentru că oamenii se uită pentru caracterul meu. Că e în primul rând. Și la fel, te uiți la Tyler Rand în primul rând pentru omul care e fan, e amuzant, e logic, știi? Doar pe toată lumea în cur dacă ești Dumnezeu la League sau nu ești, adică... Doar for fun, trebuie să râzi și te face să râzi. Și eu la fel vă fac să râdeți, doar pe toată lumea în cur cum joc eu, știi? Aia e ideea. Ai ideea adevărată aici, din spatele a ceea ce vorbim noi aici. Înțelegeți? Costa, mai ești, mă, pe cea?
Eu nu mă uit la ce te joci. Râde cum urli pomadele și cum faci pe aici. Te fumă. În casă să ajungi challenger. Păi, credeți că eu n-aș vrea, dar... Geni, eu știu deja chestiile care mă ține în spate. Ia uite. Uite, și astea mă duc în față, ia uite. Încă o dată ce celor la costa. Am multe scriuri aici și vrei tu, man. Am văzut, am văzut. Păi ești bogat, mă, ești bogat, ești nebun. Stați-mă, bă, stați-mă, stați-mă, pe așa îmi pun... Da, pe s-a completat de mult golul ăsta, ești nebun. Deci fii atent, fii atent, îmi pun gol. Bugatti Veyron. Am scris și incorrect. Cât e un Bugatti Veyron așa? Cred că e 20 de euro, nu? Da, cred că e 20 de euro. Cred că e suficient 20 de euro, nu? Mamă, ne rămâne și bani. Fac și giveaway din banii ăștia. Deci îmi iau un Bugatti Veyron și fac și giveaway din banii ăștia. Deci cred că cu 20 de euro ne, nu? Nu? Mai doi, știu că Bugatti se scrie cu 2 de tână, de gânge, dar scrie intenționat așa, ca să... Poate nu se prinde careva în glumă și... E trist, dar... Având în vedere că Andreea se ține voia după ce s-a prins de o glumă pe care am făcut-o mai devreme, să scrie pe chat. A, deci așa, 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 aha! Na, pardon, nu mă risc. Doamne, mi se aude încet. Mă auzi? Mă auziți? Stream, alo? 1-1? Mă auziți? Se aude live-ul? Alo? Mă auziți, mă, adevărat? Sau poate din setări? Mă auziți? Alo, mă auziți? Alo, alo, mă auziți? Nu? E cam încet? E încă? Alo? Alo? Băi, mă auziți, mă? Băi, stream! Nu? Băi, mi sugi? Nu, nu e. Nu se aude, să-mi bag pula. Nu mă auziți. Nu mă auziți. Ok, hai că încerc să mimez atunci. Curul tău. Ok. M-auziți acum? Asta vreau să zic, am probleme cu cablu. Nu intra cablu, bine. Era, da mă, era problema, era, nu aveam căștile conectate, deci de-aia nu m-auzeați. Mi s-a, gen, nu mai aveam căștile conectate și de asta nu m-ați auzit, da. E ok acum. E ok. Mamă, dar ce așteptăm aici, mă? A doua venire a lui Hristos? Mamă, dar așteptăm, nu glumă. Skin-uri, cât are... Măi, de viața mea câte skin-uri... Ia uite, bă, Superman team, bă. Bă, ăsta, nu Coba. A, Costa. Ce dracu zic Coba, mă, că ți-ești curat. Costa, nu te super dacă îți pierd acolo un meci două, dacă ți le câștigă după aia. Dacă vreau eu aici să fac niște invenții pe live. Și nu știu dacă... Bă, are prestige! Are pești... Pai, dă-și-te, fă să... Băi, băi... 5 ultime, le are pe toate, mă, să moară. Uitați-vă la el. Ăsta e shake, mă, ești nebun? Hextech. Doamne, câte pexteguri, câte... Bă, voi vedeți, mă, ce are omul ăsta? Bă, adevărat, uitați să vă abonați și vă să faceți și noi 24.900, că nu mai avem mult. Sau dați și voi câte un share la live acolo, la tovarăși. Dacă vă auziți fiecare câte un singur prieten pe live, ne dublăm, ești nebun? Adică, chiar ne dublăm dacă auziți fiecare câte un prieten pe live.
Câți bani am scoate? Nu scoți bani mulți pe un cont care are skin-uri multe, băieți. Vă zic de acum, gen, conturile se vând, se vând pentru divizie, nu pentru skin-uri, ca să înțelegeți. Un cont nu valorează absolut nimic cu skin-uri sau fără skin-uri. Un cont de challenger cu 40 de campioni. Un cont de challenger cu 40 de campioni, atâta. Deci cont de challenger cu 40 de campioni și... Mă, de toate! Au unor. N-ai, mă. Mă, n-ai să vezi așa. Așa, un cont de challenger cu 40 de campioni, dar cu 80 plus la 100 UR, valorează vreo 2000 de euro. Ca idee. Un cont cu o grămadă de skin-uri și bronz, nu-i pasă nimeni. Adică... Okay. Nu știu, ai câteva skin-uri care îi plac lui ăla, ok. O să își bage bani și le cumpără, gen. La L9, de exemplu, am văzut la L9 pe site că dai 4400 de dolari dacă vrei cont de challenger și se face la comandă într-o săptămână sau nu într-o săptămână, dar într-o lună. Cu ce capel vrei, cu ce pula mea tot. Dacă nu-i furt cont, dacă e boss-ule, flaming, eu pe main account am toți campionii, gen toate skin-urile din joc, toate skin-urile din joc le-am, tot, tot ce vrea pula mea. O să fur contul la oameni, what the fuck. Ai auzit, bă, Costa, gata, mulțumesc de cont, ai avut și tu cont? Ai avut și tu cont, la revedere, băieți, v-am pupat, pa, pa, mulțumesc, ăsta a fost stream-ul, mersi, Costa, mua, te pup. Credeați mă că m-am dus, mă. Chiar mă credeați mă în pula mea. Fuck. Cu aia glumesc. Terminați-vă cu glumele astea. Pula mea că glumeam. Mă da! Podolino! Madalina? Ce? Vreau omletă! Gata, am rugat-o frumos pe mădea să-mi facă și mie omletă. Trebuie să vorbiți frumos și te despitați femeile, mă. Dacă vreți să facă ce vreți voi. Și trebuie să le apreciați. De ce mă joc Irelia top? E bad Irelia, mă. Bad Irelia, mă. Costa, ești gata, bossule? Sau, cred că a ieșit, cred că a zis ea. S-a apla, cred că la câți bani are omul meu a venit. Da și la sora costa 20 de euro. Nu? Sau cât a... Și-a părut 20 de euro, abară, nu știu, a adunat ceva. 20 de euro, ești micut. Joacă-te acolo cu sclavurile, hai, mă duc să... Treburi. Pura aia să te mă uit la toți părți. Fă acolo treabă. Zice... Nu mă, cred că e... Să uite și el, probabil, pia mic de jumătate sau ceva. De ce e așa bad? Păi s-a cam pișat pe ea, gen, s-au pișat pe ea și la damage-ul de pe Q, s-a pișat pe ea și pe W, că nu mai anulează, gen, și magic damage-ul, doar physical damage-ul. S-au pișat pe ea la attack speed odată, dar i-au dat ei paf înapoi la attack speed, căcat, s-au pișat la ea și pe ei, s-au pișat și pe R, de la tot, efectiv la tot. Da, mai bună Irelia pe mid, corect, mai bună Irelia pe mid. Nața Fury, salut mă, Joker, salut. Ce mai faci? Așa ce am văzut la tine? Ești jungle, nici nu o să vezi boss, nici nu o să vezi. Bă, gen, unii campioni nu sunt făcuți pentru jungle deloc. A Akali cum se pare? Bă, sincer, deci ați râde, vă mai amintiți când ziceam că să mă futu de Akali, că-i bad, că nu... Mie mi se pare good Akali.
Gen, cred că Cali e problema cum sunt cum e SUS. E problema de jucători, nu e problema de campion aici. Într-adevăr, nu se mai compară cu Akali veche, adică Akali de după rework, imediat aia cu cea super bufată, dar nu găsesc nici bad. Adică, uite, de exemplu, ieri, dacă ați fost pe stream, ieri, dacă ați fost pe stream, și, by the way, să fiți și voi în fiecare seară, ok, pe stream. Semnul exclamă Discord, intrați-te, băieți, pe Discord acolo, dau câte un share, wow, știi? Așa, ieri, dacă ați fost pe stream, ați văzut că m-a jucat Yasuo. Pala mea, toată lumea aici, Yasuo. Campionul ăsta nu face mare lucru. E bad, că toți Yasuo fidează. Nu știu ce. Am avut în minutul 22, 210 farm și 7-1. Păi scuză-mă pe mine. Dacă te joci așa, câștigi. Adică pe lane la level 3, eu mă duceam pe inamic, da, mă duceam pe Vladimir, îi dădeam hit, îi dădeam Q, îi dădeam înapoi pe minioni în spate, nu apuca să-mi dea damage, mi se încărca Q, făceam aceea schemă din nou pe minionia, luam wave-ul, mi se reseta eu, că practic veneau minioni noi, făceam aceea schemă din nou de două ori și tot așa, adică trebuie să știi să joci campionul. Și Jax la fel, nu spune Dumnezeu un pula de kill-uri. Depinde că tu ești smurf. Frate, ăla era Diamond 4. Ăla de nenimitim era Diamond 4. Și dacă eu sunt smurf, ce? Gen, mie nu-mi dă damage ăsta, campionul plus, dacă smurf. Ia ce a zis? I am not AD carry, but don't judge me too hard. Ah, I main AD carry, but don't judge me too hard. Joacă letal tempo, deja te-ai dus pe pulă, băiatul meu. Mamă, și eu mi-am luat armură și am crezut că-s vezi Urgot, bă, și Urgot e mid, bă. Eu am Urgot, eu, în echipa adversă e Urgot mid, mă, cu heal, mă. Aolo, stați așa puțin. Aolo, stați așa puțin. Alo, fantome pe Rift? Mi-a dispărut minionul în față, v-ați văzut? Pă bune, ne luăm un pumn? Gen, câștig! Gen, câștig! Am dat eu pe minion să mă bată mama! Doamne! El e, mă, e Tech My Fury, mă, dă Q pe minion el, mă! Nu mai acusea și wave-ul ăla, e. Wait. Malphite nu vine. Oh, ok. M-am dus. Bine că am luat kill-ul într-un final. Bă, deci mă ofticam dacă mă bătea Malphite sau scăpa să ducea bază. Deci cam mă ofticam. Uite, gen, fii atent. Uite că tu zicea cineva că tu ești smurf, că nu știu ce. Uite, gen, asta n-a fost chestie de smurf. Gen, e chestie super ușoară. E Malphite. Care într-adevăr e tank. Dar tu ești Jax cu Conqueror, dacă un fight durează de la egal la egal, cu hituri în continuu, vine Silas, că nu te uiți pe mapă, fii al dracu de chiar. Așa. Logic e eu să câștig. Și continui fight-ul, ca tu să ai de câștigat. Două? Da. Easy. Tu ești de like-ul. Bine le așa pe like-ul. Bine de așa pe like-uri dacă e. Și-a dat flash-ul. Și-a dat flash-ul chat. La full HP.
Și-a dat flash-ul la full HP, bă. Să-mi grijă la Silas ăla că... Posibil să vină și... Îmi dă mare aranian dacă vine. Da, hai, bă, da, mai vină, bă, să ne mai batem. Nu mai vrea. S-a potolit al dracu. Ia, vezi, e pacifist acum, Malfai, bă. Acum, Malfai, e omul calmant. Bă, cred că vi se pare că nu e atât de prostănac ăsta cu Malphite, posibil pentru că joacă Malphite și n-am damage în el până nu-mi fac, până nu-mi fac borcu, gen chiar n-am damage în Malphite până nu-mi fac borcu. Și posibil să vi se pară, uite bă, că rezistă pe lane, știi? Dar e mortăciune, e... Na, nu vreau să fiu rău, dar e... Adică, v-am vreau să judec, să vorbesc ca un căcat așa, pentru că chiar nu știu ce ar putea să facă, sincer, Malphite. Nu știu cum ar putea să te bată un Malphite. Gen, doar dacă ești în damer și ești foarte squishy. Adică, chiar nu știu cum ar putea să bată, adică nu știu să joc de-aia, știi? Mie se pare destul de ok, adică, eu zic așa, Malphite când ești, când ești tu fighter și ești versus Malphite, zic așa, ok, trebuie să rezist puțin, să nu-mi iau one-shot la level 6, gen să zici că îmi fac și între 30 și îmi dă ultima ta și mă bate, hai de-o. Așa? Am făcut borcu, am spart pe Malphite. Gata, deci ăla e match-up-ul. Ok, acum trebuie să țin wave-ul la mine. Și trebuie să începem să farmăm, băieți, să începem să pompăm, că am dat numai pe lângă. Ia, vezi, bă, încă o donație. Și tot 5 euro, deci pomul meu cred că are bindul setat la 5 euro, ești de unde, nici mai mult, nici mai puțin. Deci nu umblă cu jumătăți de motoră, 5 euro și aia a fost. Mulțumesc, poți juca câte tu, te pomăm. Te pomăm, e foarte șmecher că ai... Că ai multe skin-uri. Mamă. Voi știți că dacă dădea Malphite ultima dată acum mă spărgea, nu? Voi știți că dacă Malphite dădea... Bă, dar n-a avut creier, bă. Mamă, bine, să nu mai șapă. Doamne. Hai să-l forțez să-și dea ultima dată. O, tempul avea de aici, băi. Ce nu știu la râu, mă? Aia am Conqueror activ și... Aia, dar la damage Conqueror-ul dă mă spart. Malphite e cea mai mare counter al Jax. Da, habar n-am. Mi-a făcut un cash gura, bă, facem odată niște omlete. Ce-o chiar mai adus-o? Dacă este pe aici. Imediat, să-i crea puțin capul lui Milsuge asta. Un pic de tot așa. Și după... Nu, gata. Ok. Hai să mă căbăți. Vreți să vă arăt cum arată? Sunteți de aia...
Vreți, vreți să vedeți de la, cum dracu zice, bă? Mukbang, de la. Vreți, mă? Vreți să vedeți mukbang? Vreți să vedeți cum arată, frate? Poate aveți un fetiș ăsta așa. Ma. Ah, omletă. Mamă, o lele. What the f- Moare-l bat? Cred că... Cred că bat a dus așa. Ok. Perfect. Bine că a murit. Da, e... E ok, e o omletă cu cașcaval, cu roșeri, cu... Hey! Păi băiatule, e bombă. Hai să-mi cap. Bapul ăla de bine, câștigăm și meciul. Mai cu sare, zic. Sau nu. Sau nu-l câștigăm. E un mister, nu-i așa? Mamă, dă-ți teleportul cu frică. Cherry, cherry, cherry. Uite ca un jelly. Ce-am mai răspătat? Mama, că-mi pierd așa, îl sparg. Deci într-o mie de ani știam că nu o să câștiga o fartă ăla. Am zis că, bă, poate. Cine știe? Da, bă, ce-aș mănâncă ouă, am uitat. Ce ai, mădă? Uite-l. Ia-mi. Îi vai un nou fier, mă. Nice. Poftă, mă, nu-mi mulțumesc, mulțumesc, mă. Nu cred că cam ăla, a? Da, mă. Hai să mergem. Mă zic, aș mai băga mai ăla. Ai frumos, cât dimineața, bă, să dimineața, stai așa frumos, viața acolo, păturica în brațe, stai așa frumos, e matinalul de dimineață, stai așa, matinal de dimineață, hai că am zis-o. Bine că nu e matinal de seară. Da, mai bag eu așa o acapela, o... Bună șoara, bună șere. Și-a dat flash-ul. What the... Dude! No way că l-aș fi bătut acolo, gen... Ceva neregulă că auto-atacul meu. Mica... Mica problemă. Bă, aia sparge acolo. Și cum e suge asta doar pe adichiri. Bă, la afară nu prea exilează ei, dar... Ia uite-l! Mă, ți-e duci, bă! Ia uite-ți-l la masterii! Mi-a dat flash-ul degeaba, dar știu. Sincer, am crezut că îmi dă mai mult aur, dar mi-am activat ultimata și aveam... Cât aveam, mă, 150 armură? Dar și voi puțin spate la live. Cât armură aveam în cava și gura voastră? 150 sau... Că aveam la armură de... Nu m-a clintit aurul, să-ți debu la cap? Da, tu ești, mă, mi-l sugești, mă, da, dracu acolo, mă, cu minte, bă. 157, ai de viața mea, voi vă dați seama, 157 armură...
cât înseamnă acum, minutul 14? Minutul 14, 157 armură, fără ninja tabi, fără nimic. Nu m-am așteptat, nu m-am așteptat, de-aia mi-am dat și flash-ul. Că gen e super scurt și doare că să-i doar asta. Da, o vezi tu? Da, mănâncă, bă. Mănâncă grasule, că știi ce vei. Da, mă, ia. Ia, o bag în tine, mă, ia. După ce când ai mâncat tot anul, mă, nu vei acum, ia. Hai, mă, nu, nu. Ok, dacă nu vrei, mănâncă. Nu, ce era să era. Hai. Ia te mănâncă, nu vreau dacă acasă, da? Prut. M-am lăsat singur, pe top. Scala, băi, scala. Bă, m-al fac încă stă pe bot. A, l-a trimis pe... L-a trimis pe... Pe boss-ul mai mare aici. Ok. Ăștia ward aici? Iute. Da, e că o să sare pe tine dacă e. Ca să-mi dai ultimată, să-ți dai ignite. Are ignite, are ignite. Are ignite aici, de carry, are ignite. O, mă, ferească Dumnezeu de toate păcatele pe care le-am făcut. Tu! Asta e cel mai rău, coșmar rău. Bă, cred că eu o să stau aici, m-am pus mai mult. Bă, cred că mi-l suși dacă nu te puturi. Mă, de aici. Gata fiu, salut! Bă, ce fac bot? Mă, ce se întâmplă bot din asta? Vă realizați că eu am mai mult gol decât Akali asta, chiar dacă are 9-2, nu? Dați-vă cât farm am, băieți. The fuck, CSM, bă, băieți. Ia uite-l. Nemile, ia uite-l. Bă, da, ăștia mă ignoră, gen. Bă, mă ignoră. Alo? Wait, Morgana e nemi? Trebuia să-mi dau flash în ea, trebuia să-mi dau flash în el. Trebuia să, da, trebuia să-mi dau flash ca să-l omor pe Silas. A fost grede! Nu, poate vreau să dau să mai mănânc. Nu știu ce fac, mă, n-am nicio treabă. Habar n-am așa să închidă jocul. Mamă, 62 farm sunt. Mamă, mamă.
Aoleu. Bine, Urgot, mare, mare râmbot, hea. Ce e ăla, nu știu ce e ăla ăsta. Morgana e nenemit, dar nu știam dacă e, că nu știam dacă să mă feresc de ea sau nu. Pula aia am mâncat, deci tot meciul eu am mâncat, băieți, adică... Dați-vă pe mine. Eu zic că am spart-o pe ăștia. Ce, că n-am făcut multe kill-uri pe Malfa, aia e gol. Uitați-vă că CS am ieșit, mă. I-am spart mai din CS pe ăștia. Și atât de în față numai pe CS. Ăsta are doar un item până aia și buții. Uitați-vă la mine, am două iteme, full. Și buți. Iute, ce facem asta? Iute, ce-o mi-l sus sau ce? Doamne! Bă, dar mult am folosit cum asta cu mine, sorry, dar nu știu ce m-am luat azi. De obicei eu folosesc toată două și după aia gata, mă pisez, dar nu știu astăzi. Cred că azi e ziua lui Emil. Emil Suci. Bă, nu știu ce azi. Iute cum atac, iute cum atac. Ale, l-am luat ăsta, bă, dar așteptam să încheie în joc, o să mă riu. Așa-i mai. Bună ultima dată, da, Malfai, da, da, aia lui Malfai, nu? Da, a fost tot așa Malfai, tot așa Malfai. Ăștia asta nu știi ce dacă faci cu jocul ei, nu? Nu are nicio treabă. Au, n-am bustat, bă. A, mereu cred că e la mine în echipă. Da-te-a morți, hai de-aia. Da-te-a morți, nu pot să cred. Nu pot să cred că m-a putut mort! Bă, cum e Morgana aia, bă! Toamne, e cea mai bună Morgana de-ai. Bordif. Ăștia nu farmează, ăștia nu fac nimic. Trebuie să farmeze cu aia, altfel n-au ce să facă. E lui ăsta de aici, din junglă. Bravo! Din junglă ei, dar farmează după mii ce. Nu, am avut un flash. Haide! Revenge time! Vino futus creștinul, mătii! Armoară! Nu lăsăm martori! Nu lăsăm martori! Bravo, mă, hai, mor! Da. Ia, al dracu! Echipa?
magaz. Acasă. Nice. Ah, mă bucur. Bă, te-am îmbrunz, bă, bă, puțin, mă, o să caut o țigară. Așa, gata, s-a scăzut și după mut. Da, mă, că am fost să-mi iau țigara, a venit ăștia mei din mama cu tata, i-am salutat. Bă, la aia. Să-ți când caut o brichetă. Ce aia, nu? Ce amuzat este ce aici? N-am brichetă să... Oh. Hm. Ăștia nici acum ne-au dat el, mă? Cu feed-ul lor, cu tot. Ce facem mai? Ia uite la el. Bă, ce a făcut și ăsta? Și aia, nu înțeleg. Eu dau în beci. Opa, 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 opa. Ia, 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 ia. Aoleu! Că-ți fut una! Spamam Q, mam. Spamam Q. Uite, se aud o bolux, hai de-a. Acum, Masterii în acțiune. M-am filiator în acțiune. Îi rupe Masterii, mamă, ia rupă cocoaș. Ia rupă cocoaș, Masterii.
Chiar rupă cu și măsării. Oh my god. Fugi, fugi că vine Neamilei. Îl știi pe Neamilei? Îl știi pe Neamilei? Neamilei în cur, băi! După asta, când avem eu, suntem vulnerabili acum. Pune mor, dai toate, băi! Dau pe ăsta, că e cea mai... Bă, na! Bravo, Akali, ești parma, Akali. Mata, n-am level 18, v-am la ce vă așteptați. Poate mor. Neața, neața, mă, băieți. Am spart, mă, băieți. Am spart, mă, băieți. Arunc copiii aia. Când faci live cu Among Us, m-am cam plictisit, sincer, de... De joc. Adică a fost fan, m-am jucat cu băieții 2-3 meci și după aia. Puteți să mai scrieți și voi ceva pe chat? Că e cam pustiu așa. Asta scrie cineva, fiate, scrieți pe chat, băieți, toți care vă uitați, toți care vă uitați, scrieți pe chat campionul vostru favorit. Bugatti, da, cu 2 de gă. Încă 15 euro și ne luăm Bugatti Veyron-ul. Da? Ne luăm Bugatti Veyron-ul. Încă 15 euro. Și vă plimb, e mașina abonaților o să fie. Ok. Scrieți care e campionul vostru preferat. Nu că-mi pasă, gen, mă duc, eu sunt bărâbă, dar voi scrieți acolo că nu-mi pasă mie de campionul. What the fuck? Credeți că-mi pasă? What the fuck? Ce dracu, bă? Cred că mă cunoașteți mai bine, mă. Nu mă, glumesc, mă, glumesc, am venit acum la PC. Am venit acum la PC. Ia să vezi ce ai zice. Acalix, aia, frâsc. Nu, 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 scrieți, 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 scrieți. Nu, 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 glumesc, 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 glumesc. Glumesc, 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 scrieți. Aphelios, cineva chiar îi place Aphelios, ce dracu? Swain, eu uzi altul. Văd foarte mulți oameni dubioși la mine aici pe chat. Swain, d-ăștia, campioni ăștia. Campion foarte... Când începe alebilul, nu știu informația asta. Cum să te ajut, mă, Florin, cu unui frate? Eu sunt bronz. Care mă joc pe contul ăsta și n-a... Scarna, hai că tu te joci, Brian. Xin Zhao, ma. Xin Zhao, cred că Xin Zhao e pentru oamenii care le plac să se uite la filme porno cu japonezi, spadasini. Amor, cred că pe acolo, în zona aia se duce. Cred că menii de Xin Zhao în zona aia se duc așa. Să mor. Deci, pe acolo așa se duc ăștia. Se bagă nou TFT, nu știu, cred că când se termină PES-ul, ia să vedem, PES-ul la TFT e în 8 zile să termină. Posibil, în maxim 15 zile, cred. Se bagă nou sezon. Dar știu mă, Florin, ce dracu. Băieți, vreți să băgăm și un TFT? Vreți să băgăm și un TFT? Pe main gen. Oare mi-au demote? Oare mi-au demote dacă mă joc TFT? Am 26 de lupuri, nu cred că mi-au demote. Vreți să bag și un TFT așa?
Și după aia revenim la game? A? Am zis un live scurt și deja-s 2 ore. Deci am zis un live scurt și deja-s 2 ore. Hai scrieți toți, vreau să aflu părerea voastră. Ce credeți voi? Gen un singur meci, adică gen nu vă gândiți, un singur meci, atât tot. Da, nu. Bă, hotărâți-vă, bă, ori da, ori nu. Hai să facem un strop. Strop pool. Create. Me joacă TFT un match PLS sau respect. Nu? Da. Dai da. Create pool. Eu am pus da, că am chef să mă joc un match, atât. Hai, lua stropul aici. Lua stropul acolo. Hai să ne uităm pe live împreună. Putea căcat. Ok, hai să vedem. Ma. Hai că mă joc eu TFT. Aoleo. Am înțeles, mă joc League. Hai că mai joc TFT. Închide ușa de la baie, sunt în studio cu aia, n-am baie aici, văd. Da, eu sunt, gen, în cazul nu știați Costa, a, uite, gen, eu de cazul nu știați, eu sunt lăutar în timpul liber. Fury magnific, cum se zice. Să mor. Sau jucător de aur. Am aici boxe și tot, aici înregistrăm. Am o grămadă hituri. Gen. O grămadă. Am scos în 2015 hitul eu cu frații mei pe în fundul puțului. Am mai scos cu fratele meu Sorin Gunoieru. E un om foarte, foarte respectat în industria asta. Am mai scos o piesă foarte, foarte interesată. 2 sticle de bere, că mai mulți bani avem. E o altă de asta. E una de jale foarte, foarte interesantă. Mi-a murit motorul la Golf 4. Asta a fost ca un hit. În 2018 am rupt piața cu un hit, dar poate știți voi. Hai să vedem, poate știți voi. Am încă un hit, dar nu vă zic, poate știți voi. Poate știți voi. Hai, să vedem dacă îl ghiciți, dacă nu, vă întreb să vă dau indicii. Asta, hitul ăsta a fost cu Mazilu de la Dristor, un alt interpret foarte, foarte bun. Hai să vedem. Vă zic refrenul. Săniuța-i dulce, cu săniuța-i dulce viața, a început să-mi crească și mustața. Ia, hai. Poate știți.
Nebunia de nafumat, mă, se numește, e un hit. E un hit ascuns. A picat plămână, exact ăsta, ăsta e, ăsta e. A picat plămână, exact. A picat plămână. A picat plămână. Oh my god. O să-l fie, seara Rares. Mamă, suntem first pick, băieți. Bă, am spart cu Jax toate meciurile, dar... Nu știu, parcă m-au plictisit așa, Jax. Parcă nu mai ai chef așa de Jax. Parcă e altceva, mai joci jungle, mă, joc orice eu. Da, bronzul brojilor de astăzi, știi. Chiar nu știu. S-a banat Timo și eu am banat Timo și era Timo, oameni, ne-am banat main-urile ascunse. Irelia, Vreți să mă joc Irelia, chat? Ziceți repede, vreți să mă joc Irelia? Aoleo, dacă mi zicea băiatul meu Costa de la început că aveam skin-ul ăsta, chiar mă jucam. Mă jucam din prima, nici nu mai aș... Gen legit, am croma, mamă, dacă aveam și croma, bai de viața mea, dacă aveam și croma, care? Deci asta e, ăsta e garbage, ăsta e șmecher. Ăsta cu roșu șmecherul, dar... Cred că ăsta ar fi mai mic și ăsta, nu? Astea. Asta e prea de fete. Astea două. Ăsta arată garbage. Ori originalul, ori ăsta mi se pare identic, gen for el. Dar ăsta e șmecher. Ăsta e șmecher rău. Și ăsta. Astea două. Poți să pedul seara, Andrei. Hai, mă băgă și eu un meci, băiți. Nu uitați să fiți pe live-ul de diseară, semnul exclamării Discord și vă anunț acolo când fac live, da? S-ar putea să fie așa, până prânz. Vedem. Nu mă joc în bronz acolo, vă dați seama. O să mă joc să-mi urc contul, că... Dacă nu știați, mi-urc Arcon Diamond. Pentru că ăsta din Diamond nu prea... cam cancer. Ori mă joc Flex, nu știu. Vedem. Maokai, what the fuck? The fuck, Maokai? Okay, quay. Asta joacă în mod non-ironic Maokai, main de Maokai. Cum să fii main de Maokai? Cum să te joci? Cum să te joci Maokai, bă, băiatule, bă? Gen what the fuck? Broken hacker, da. E fan to play, presupune. E atât de amuzant să te joci Maokai de... Pai, de viața mea, e... Deci râzi, e... E mier al Dumnezeu când te joci Maokai, mamă, când te joci Maokai așa, mamă, dai un Q. Pui bă, sărăcie de-aia de mongol, de... Sărăcie de-aia micuță acolo, un tufiș, mamă, dai W, pai, da. Când dai ultimata cu Maokai pe 5 persoane, orgasm, bă, e bun Maokai așa, dar gen, să te joci doar Maokai, e
E scoarță rău, da, e... Pf. E lemn, mau, ca e, mă, v-ați prins? Eu plâng că mă joc vers social. Ah. După Borc o să fie lege. După Borc o să fie ok. La cred că e remake. Sincer. Dacă e remake nu mai joc. Sper să nu fie remake. Dacă e remake nu mai iasă, ce mai face John aici? Să joacă Yomi! Neața, cafea gratis. Uite, bă, Calm Gaming de cafea gratis pe live. Păi dau și eu, mă. De la mine aveți și de la mine o cafea gratis, băieți. Hai, tot spam cu emote, coffee, ia. Găsim ceva? Nu, mă, stai, mă. Nu, aici. Coffee. Hai, tot spam cu cafele pe chat, uite, cu coffee de ăsta. Vă rog frumos, hai, toată lumea. Băi, aveți și noi cafea gratis pe live, mă? Și, bă, noi suntem mai prejos. Băi, toată lumea, mă, cu coffee pe live. Haide, o spam de la mare cu cafele, mă, dați la emoji și scrieți coffee și va apare sărăcia aia. Ce, bă, suntem mai prejos? Noi suntem mai prejos sau care-i faza? Ia, că ce la Costa, îmi poți spune și mie ce sfaturi să urc? Costa, frate, meu, având în vedere cât ai donat, pot să zic că e mai mult decât un membru de la, adică practic ai dat 25 de lei și deja doar în golul ăsta ai acoperit, am un membru cu Fury Coach, ai văzut, și practic mai ofer gratis la oameni pe lângă faptul că și-a luat membru și chestii, beneficiile le dau, le țin și coaching și chestii. Poți să-ți fac o sesiune de coaching ca lumea, adică pana mea, și poți să-i spui ce. Uite, mă, uite câte cafea avem noi, mă. Uite câte cafea avem noi, mă. Better than Calm Gaming, glumesc, mă, după păcean. Dacă căutați pe YouTube Calm Gaming, găsiți acolo. O să mergem la el după ce termin aici de jucat. Bă, da, nu începe meciul. A rămas la 90%. Mi s-a blocat mie? Nu mi s-a blocat mie, nu? Nu. Da, cred că e remake. Cred că e remake. Cred. Cred. Deci Costa cam... Fie, bossule, cam... Două chestii foarte importante pe lângă după să intrăm în, adică să intrăm în mai multe detalii, adică ce faci tu pe lane, ce greșești, cum dracu mori, căcatul de genul, pe lângă, deci pe lângă chestia asta, sunt două chestii mari și late, pe care eu, de exemplu, ok, da, e cineva FK. Mamă, stați că mi s-a dereglat, mai, da, viața mea, da, îmi sparge coroida din cap. Nu știu dacă avem coroida mai în cap. Haide. This land will be the graveyard. Hai că o să fie graveyardul lor. Who is AFK? Tell me. Who is AFK? Uite, s-a blocat chat-ul. Așa, deci sunt două chestii foarte importante pe care eu, de exemplu, eu nu le fac. Prima chestie nu o fac. Să te joci maxim 3 campioni pe un singur rol. Un singur rol. Pici autofil, pai, pierzi, câștigi, dai doci, nu contează. Să alegi un rol și pe ăla să joci doar. Maxim 3 campioni, unul să joci, să ai prioritate să-l joci în continuu doar pe ăla și pe ăla doi să iei așa cât de cât în caz de ți se banează primul. Eu chestia asta, de exemplu, nu o fac. Și a doua chestie e că atunci când pierzi un match și ai fost tu de vină, adică gen, bă, te-a spart ăla pe lane, înțelegi? Apeși frumos acolo, îți downloadezi mediu, te uiți și vezi, mă, ce ai făcut? Mă, cum te-ai băgat? Cum te-a bătut ăla? Înțelegi? Și vezi ce ai greșit. Și când atunci când ai super multe kill-uri și nu poți să cari, la fel te uiți și vezi, bă, ce puteam să fac aici? Unde s-a pierdut un joc? Ia să vedem. Unde au luat aia super mult gol, știi? Și te uiți la meci. Și a treia chestie ar fi să te uiți la diferite clipuri. Pentru ce ai tu nevoie, de exemplu, wave management. Okay, e foarte important. Eu n-am un clip pe wave management, dar pentru că sunt deja super multe clipuri pe YouTube super bine făcute, n-aș putea să fac, adică mai bine, dar atât n-ai ce să faci, că deja a acoperit aia tot. Și după să cauți, de exemplu, joci Irelia vs Maokai, bun, cauți Irelia vs Maokai, scrie exact așa pe YouTube, Irelia vs Maokai, cele, Corea replay. Ia uite. Eu știu că dacă îmi fac asta.
N-au vrea să-mi dau flash-ul. A murit, să moară cop. Să moară cop! Ce-am făcut? Am crezut că nu face level 2. Am crezut că nu face level 2. Am crezut că nu face level 2. Ce am făcut, mă, caci? Toaaa. Acum asta e FK, uitați-vă și voi. S-a dus să-și pună lui Măsa. A plecat, s-a dus să-și pună lui Măsa, lui Tasu. Mamă, tata, l-a putut pe unul, l-a... Bă, să vezi ce am făcut. Ce-a făcut, mă, ăsta? Da, de exemplu, să nu faci asta, să nu faci asta niciodată, gen. Mamă, sunt level 2 la 4. Ok. Că acum câștigă. Ok, Kenny pe top. Hai, hai încă. Hai tata. Băi, se întâmplă ceva. Cineva din cerul se uită la mine și râde acum. Bă, ce se întâmplă cu campionul meu? Băi. Băi, dădeam click și mi se întorcea campionul. Gen, dădeam click și mi se întorcea campionul. Nu pot să dau click. Băi, nu pot să dau click pe nimic. Deci stai așa, uite. Păi ce?
apasă pe consol. Nu merge. Acum. Ce s-a întâmplat? Da, mă, da, terminați-vă, mă, veniți-vă, mă, de treabă. Ce? Înțeleg. Ce dracu s-a întâmplat? Ceva m-a dat că dau click și nu s-a întâmplat nimic? Wow, gen, am stat super atent pentru că acolo întorceam, mai trebuia să mai dau două hituri, că aveam cocoro activat și pasiv activat și mai dădeam încă un singur hit și aia era și gen, și câștiga. I guess, acum o să fie de 10 ori mai greu, a fost atent să-și folosească. Sper fi dar, că dacă era normal, îl spărgeam până acum. Doamne, ferește. Ce aiure e că mi se întâmplă căcatul de asta. De la 5G, da. Ia uite, aveam și zoom-in. Doamne. Doamne. Doamne, level 8. Bă, dar eu n-am jungle, mă, ce face? E Malphite. Unde e Malphite? Help! 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 Halp, mei! Mei! Mai joci după, după ce mi s-a întâmplat. Mi-a dat o chefă, sincer. Sincer. Deci după ce am pățit, mi-a dat o chefă. Malphite să încerc să facă gang doar ca e ultimata, nu? Gen, Malphite de ganguri only ult. Ori un only ult gang, nu? Hehe. Da, fac. Hai. Mă, dar nu mai puteam să mai dau click pe nimic, mi se blocase tot. Și m-a bătut ăla. De ce? Ha? Nu știu, am stat în bază o grămadă de timp până am dat escape, alt F4. Nu puteam să fac nimic. Uite, și Zedie, da mă, da, băi, veniți mă pe 0-3 e rally asta, că e nevoie, e nevoie, e nevoie. Mai știu pe ce gai telefon. Azi? Și n-am făcut eu un căcat la început, știi? Și după aia am fost super atent la Maokai, la tot și degeaba. S-a pișat pe mine, e jocul. În care îl fac la CS. Mă rog, după ce o să am ăsta, îl sparg gen. După ce am... după ce am porcul full, îl sparg. Măcar... Măcar atât, știi?
după ce l-am văzut o dată, îl bat în continuu. Da, mă, dar acolo o să vin dacă e. Oh, fuck. Ce fac cu bușurile alea de aia? Ce fac cu bușurile? N-am pus să mă mișc. E gata. Ma, uite, ma, fai să faci repturi. Așa, își așteau dive pe bot, bă. Uitați-vă, Marfe. Uitați-vă pe bot, Lin. Uitați-vă pe bot, bă. N-are o treabă. Am creat atâtea meciurile de dimineață până acum, ba pula într-un singur meci. Aia că chiar ați fi proști și retardați toți după live. Acum nu vă jignesc, dar am zis că ați fi. Acum, bă, te eu pierzi un meci, de ba pula în el de meci, gen, știi? Azi acum, ca să ne distrăm. Doamne ferești, ia uite-o pe asta, ia uite-o pe asta, ia uite-o pe asta. Ăștia stau pe locul, ia uite-o, bă! Ai, ai, ai. Ia, Malfai, stai că se uită. Își pregătește prada. Ok, am nevoie de 178 gold. Zic că am scatul aici. Deci e fiță dacă am scatul aici. Bă, da, ce-ar fi să te duci direct? Vai. Hai, da, mi-am făcut asta. Ok. Câtă putere, vreau acum pe chat, înainte să mă bat cu Malfai, cu Maokai. Câtă putere, Malfai are un item, Malfai, Maokai are un item și Bramble, vezi, câtă putere credeți voi că are Blade of the Ruin King ăsta pe el. Acest 8% pe target, 12% pe targeturi. Aoleu, ce-am făcut? Prada, adică... O să vă zic ceva ce o să vă șocheze. Irelia nu prea e Jax. Se poate zice că am făcut feed. Pe execuționer, abia am avut bani să-mi iau primul item în minutul 16. Ce te face ca să vezi că am... Bă, zici că nu vreau eu să-l iau, zici că zic... Vrei te mai free full build? Nu, e ok, vreau doar un item, acum că mă descurc pentru mai târziu. Eu azi că Irelia e garbage, mă, în orice el diferă. V-am arătat ce înseamnă un campion de meta. Și după Irelia. Și nu cred că e niciunul pe aici challenger cu Irelia să zică așa ceva, deci so shut the fuck up. Că știu ce zic. E... Gen, trebuie să joci la perfect, adică n-ai voie nicio greșeală cu ea. Gen, n-ai voie nicio greșeală cu ea. Nimic. Hai, come on, nu suntem robot, știi ce zic?
Ești maker campionul imobil, chestia, hai. Lasă-o drept. Prea mult high skill, low reward, adică... Deci tu rău în ea, a, n-are rău. Malfei merge, deci am un jungle care... Deci, oh, am uit echipa! La... Nu faci nimic! Bine, 0-5-0. Cine are 0-5-0? Eu! De ce? M-a bătut ăla, frate, garbijirile! Mamă, dar chiar de ce ești așa de campionul ăsta acum? Slav! Am făcut o singură greșeală, ce-mi place? Da. Am zis, de, am pregătit acum chat-ul, dar să vede că sunt oameni... Bă, sunt oameni cu IQ, mă, ziua. Să mor. Parcă se... Deci, parcă... Parcă acum... zi. Ziua sunt oamenii mari și seara sunt copiii, să mor. Da, să fac ușoarele, campionul cel... Așa, că gen... Am zis, băi, am cărat până acum o grămadă de meciuri, am mâncat, am alea, știi? Și tot câștigam. Să nu vă au pe vreunul pe chat acum, că vă fută în gură. Ai auzit? Dar tot mi-a zis, băi, ce e, mă, ești nebun la cap, a zis, stai mă, frate, băi, ia dai și 1000 de euro. Dar de ce din cel mai bun campionat devine cel mai garbage? Nu știu. Cred că era un cuplu de gay acolo la Raeta, au conceput campionul pe unul acolo și la un moment dat, ăla nu i-a făcut pula lui ăla și a zis, băi, mă dau pe fete. Aolo, a, da? Și s-a combinat cu altul gay, dar de la asta de la Balance, de la Balance Team, știi? Și a zis, bă, distruge campionul ăsta, mă, că m-a părăsit pentru una. Gata. Așa a fost, asta e povestea. Asta e povestea lui Irelia, clar. Hai, bă, ce-ar fi să te duci direct? Bă, ăsta nu se potorește, nu? Le realizează că avem același moment, nu? A, nu, e rare, a, ui. Ce are mai mult? Da. Dacă nu-i dă ultima ta, ai crește moment speed-ul cumva? Nu. No. Și de, și de ce am zis asta? Pentru că în afară de un bulangiu, nu putea să fie altcineva să nerfeze campionul ăsta la așa hal. Dă-te pula mea de aici de bulangiu. Dar nu știu, ei au fite. Ori îl fac prea bun, după aia îl nerfează prea rău. Nu se pare? Tu, nu, ori, bă, a fost super bună. Ți-ai bătut joc cu aia, am stat atâta să-mi văd campionul ăsta, ți-ai bătut joc de el. Bine, acum gen, să înțelege sau mă bate așa har, pentru că e și fidat ca dracu gen. Adică... Fizare 84 farm. Nu fac asta, nu fac asta. Mai ieftin. Și chiar n-am nevoie. Let's go. Take my fury started. No, mă. Fuck, am crezut că am range, băieți, că îl băteam și pe ăla. Chiar am crezut că am range, băieți. Dacă nu te prindea aia? Fuck. Fuck. Nu donează Costan că 5 euro, stai liniștit. Bă, Costa, bă, nu mai îmi dau, mă, bani. Eu acum ce fac cu ei, mă? Bă, mă, băgați într-o postură, mă, frate, mă. Iar îmi dai, mă, bani, mă. Gen... Am și o viață simplă, intru, mă joc League of Legends, știu că n-am ce să-mi iau, stau aici pe un scaun toată ziua și atâta. Vii tu și îmi dai bani să mă pui iar să fac eu alegeri în viață. Doamne ferește să pot să-mi permit altceva să-mi cumpăr. Bă, ești nebun la cap, mă? Ăștia la fel, vă luați membru, îmi dați bani, te... Bă, ești nebuni, mă? Cu ele, lăsați-mă, am și o viață simplă, mă. Îmi complicați atâta viața. Serios că toată lumea... Oriere.
A, ok. Toată lumea are flash, toată lumea are... Bă, dracu să ia. Te pun, mă, cu ăsta, vezi? Vezi, mă, frate? Glumea, mă, frate. Stai, ești, bă, mă, că ăsta e singur. Ia la bap. Hai că ți l-am lăsat. A, sigur. Tieta ta. M-a dus top. Tieta ta Nelson. Oia, o să pierd acolo. Corect. Hai, nu pierd. Mă, fii de zânsie, să ai. Ia auziți, mă, iar, mamă, bă, dă-o, mă. Bă, încă 5 euro. Trebuia să joci I sau Darius, bun. Masteri sau Darius? Darius, să mă joc Darius. Ar fi vrut să închid după meciul ăsta. Vrei tu să mă joacă Darius pentru tine așa încă un meci? Dar poate îl banează. Masteri nu mă joc top, poate fac. Ok, mă ok încă acolo. Mete. Șiș, pe ultimă, să-i fut în cur. Aia, merge. Cred că mi-au ăsta. Da, și ăsta. Tu ce faci, mă? Vrei să joci tu? Da, mă joc. Vrei? Ai făcut ăla? Păi nu e. A, nu e nimic. Mi se nu de aia e 12. Nu știu mai mult. Da. Mai stai puțin și dacă ei jucă mai încolo puțin, stai? Mai stai un pic, da. Pe Jax și campionul mort când trebuie Tiamat, când trebuie Borg. Că-ți faci Borg mai mereu acum, nu mai faci Tiamat. Scrie Borg și uite sens pentru split, se pare, sigur. Deci, să dropezi pe jos Borg-ul, da? Când, corect. Că Borg-ul iau ca să dau 12% mai mult damage din viața lor pe minioni. Pa, pa. Astea sunt niște roboți ai mei. Legit ăștia merg robotic, coaie. Oh my god. Deci ăștia mergeau robotic după mine, mă. General logic să întoarce la înapoi, nu? Ah, mă rog, whatever. Whatever. Asta e Steel Blade. Coaie. Chiar dacă sunt unii jucători buni, uneori mai mănâncă și căcat. Gen, pe bune. Adică uneori mai mănâncă și căcat. De exemplu, nici tot ce zic eu poate nu e adevărat corect. La fel și altul. Păi este părțite. Dacă îți iei Tiamat, ăla e pentru sprint. Pâlă, mă. Ce pula mai facem aici? Iată ăsta shark-ul. I-am auzit shark-ul lui Fizz, mă jur că i-am auzit shark-ul lui Fizz. Mate, ăsta moare. Alo?
Fiz, ne-ai ignorat Fiz. Eu te pun Malphite. S-a auzit Malphite până acolo, ce-ar fi să mă duc să-i dau un Q și după aia să plec? Ce fi alt dracu de prost? Băi, am CS-ul bun, măcar, ăștia 100 sfat, doamne ferește. Credeți voi că câștig eu meciul ăsta și îl car cu 2-7? From zero to hero? Deci cât dai de mici, mă, că ai vezi băiatul meu că am dat. Unde? Unde? N-am, word? Alo? Nu e nicio șansă, ăștia, la ăștia word-ul este interzise. Ia uite, are 70 vision score. What? A avut speed-ul ăla, mă, și... Ok. Asta fuge. Ce face, mă, asta? Iute. Nu, no, înțeleg, mă, nu înțeleg. Gen, nu, what the fuck. Ce n-aș pe când nu ești fidat, că gen te bazezi pe echipă și gen ăștia pleacă, să întorc, să duc, să... Nu înțeleg. Mă bate. Mă moare creierul. Mai e bună Irelia, e foarte bună. Spargi pe ea. Spargi. Malphite e full tank și joacă ca și cum a jucat Malphite AP. Și că primește buff, da. Trebuie să primească buff 15 peciuri dacă încolo. Să ne mă duc și farme și iau level advantage. Hai. Yes, singura șansă. De asta are, mă. Asta și eu, nu? Cred că o să-i atrag eu la mine. Z de top. A, bă, 1v1. Da, bine, ăsta sta cu mine și... Au. Ia, am câștigat. Da, am câștigat. Mi-am scos unul. Ăla sta cu mine. Au, wait. Chiar am câștigat. I guess. M-a ajutat doar farm, gen. A ajutat super mult farm. Da, acum a ajutat buff, mă, ok. Sau dacă nu-l bat oricum, îl ignori. Da, îl bat. Că ăștia dau AP de mici. Da. Nice. Easy. Aparent. I-am bătut în macro, de nu. Da, i-am bătut în macro. Easy top.
Dar nu, meciul câștigat, gata. Am câștigat, am câștigat. GG. Puteți da acum cu GG-ul pe chat? Nu, am câștigat. Acum am văzut, am văzut cum trebuie să jucăm, gata. Simplu. Gen, dacă vine Maokai la mine, a pierdut jocul. Dacă mai vine cineva cu Maokai, pot să-l bat pe ăla care a venit cu Maokai. Pot să-l bat 100% pe ăla care a venit cu Maokai. Îl bat pe ăla, scot unul și chiar dacă mă bate Maokai pe mine, useless. Că au rămas ei acolo. Și după aia rămâne Swain și Fizz, care dau super mult în ape. Și gata. Dacă Malphite se gândește să tancheze și numai să joacă ca și cum ar juca full AP în timp ce el nu joacă full AP și stă numai în spatele echipei și dă Q-uri, spargem. Mai că trebuie să luăm dragonul ăla. Marfai de top. Hai, mă joc cu ei. Mă joc cu ei acum, efectiv. O să mă duc bot, că am teleport acum. Uite pe aici. Haide. Râfiz, mamă, dacă dă max de râ. Max râfiz. Asta a fost meci. Gata, s-a terminat. A stat acolo și doar l-am pus presiune. Păi, nici măcar n-a trebuit să dau unii. Nici măcar n-a trebuit să dau unii, chat. Mă duc acum să dau def. Nu mai are șansa asta. Asta stai aici mare. Mai aici. Asta mare. Merge la baron. Baron, baron. Go baron. Da, mă alfa te bot. Na, aparent strică mă. Trebuie să bași fiecare în adversare. Păi sunt am atâta, dar uitați-vă și voi că mai trebuie un item și sunt full build. Și hai să ne uităm la Fizz. Fizz mai are nevoie de două iteme. Păi sunt toți acolo, ok, go. Fizz mai are nevoie de două iteme, oare? Oare? CS diff? Oare? Maybe. Just maybe CS diff. Ia, l-am luat și pe ăsta. Gata, l-am luat. Mi-e 300 gol, mai trebuie? Mi-e 300 gol, mai trebuie? Bam, bam. 1300 gol și pentru ăsta la alt cât e? Lejer, lejereană. Când mă întorc în bază, cred că o să am full iteme sau cel puțin. V-a plăcut? Mi-am dat flash-ul ca să-mi recalibrez râul, ca să pot să nimerez pe Z. Singurul motiv pentru care am câștigat e doar că, na, a fost legit. Macro, atât. Deci, campionul Vanis e... E PPG. PPG rău. O singură greșeală dacă ai făcut, s-a dus. Nu prea aș vrea să forțez aici. Da? Dar câștigă ăștia, foarte bine. Na, cred că e în.
Yep, GG. Nu găs, GG, dar na, cum ai zis, nu e o plăcere să mă joc campionul. Îmi pare rău că, că e atât de bad, dar n-am ce să fac. Dă 3500 de damage, fapt, mamă câtă puțin a dat video, oameni. Soi, n-a spart meciul ăsta. I don't know, ce pot să zic. Ai umplut golul, mă, Costa. Bă, dar nebunești. Bă, gata, mă, ne-am luat. Felicitări, chat. Ziceți un GG că ne-am luat mare Bugatti Veyron. Da, Bugatti cu 2 de G, dacă e. Un Bugatti cu 2 de G ne-am luat. Bine, mă, băieți. Ne-am luat mașina, băieți. Ne-am luat mașina. Da. Ia, o să fie mașina abonaților, se poate mi chestia asta. Mașina abonaților. Vin și vă plimb cu ea, dacă e. E ok. 20 de euro, bă. Cred că mai rămân și bani de giveaway din ăștia să mor. Cred că rămân și bani din giveaway, cred. Adică... Next goal, Adibas. Adibas, îmi pun golul următor, ok. Ia să vedem. Mersi de sub, da, nu uitați, hai cu subscribe aia blană. Hai cu sub-ul la blană. Adibas. Pentru băiat. Cât să coste un Adibas? Ia aici-ți. Cât perechea de Adibas? Cât punem golul? By the way, vă mulțumesc super mult. Mersi super mult de donații. Eu fac la Caterin că și ție Coba și la cine mai donat. Vă pup. Coba, doamne. Ia zis Coba. Costa, scuze. Costa, te pup, mersi mult, abia aștept să-ți faci pensiunea. Da, mă, de jucăm, imediat intru iar pe cont. Dar abia aștept să-ți termin pensiunea, Costa, să mă inviți acolo, pămâne fără Caterinca. Cu mare plăcere. Cât, mă? 100 de euro, Adibasu! Hai, mai vreau alte oferte. 10, 5 euro un Adibas, hai, mă, trebuie să fie firmă, mă, Adibas, coaie! Nu știu dacă mai e pe stream genul ăsta, dar mă rog. Cât Adibasul? Cât Adibasul? 10 euro, 250 de euro, aia mă, 50 de euro Adibasul. Pune, dar nu cred că o să umplu golul ăsta niciodată, stream-ul ăsta, în niciun caz, îți dai seama. Da, hai că-l punem așa. Îl lăsăm și pentru stream-ul viitor, dacă e ceva. Deja mi-a dat mai mult decât o groană, mă poc. Gata, Adibas. Dar nu niște perechiuri. Mamă, perechiuri! Trebuia să spun perechiuri de Adibas. Niște perechiuri de Adibas de... Da, uite, Costa încă mai e, ha. Poți să spui Costel? Ah. Da, e ok, Costa. E blană. Păi, intră, mă, de... Așa, intră... pe ăla cu main, gen, ca un... Păi, eu am intrat pe ăla, da. Uh-huh. Imediat, 2 secunde. Dar tu pe care intri, asta e, gen. Pe ăsta, lucrul ăsta, două secunde. A, pe am zis că ieși și de aia te-am întrebat dacă mai jucăm. Hă? Nu știu, mereu, nu știu ce am dat. M-a dat X, fără să dau. Eu vorbeam cu chat și am vrut să fie așa liber cu chat, ce? Mhm. Nu o să vedeți ce username-ul, ha ha. Da, pot să mă joc eu mi, da? Nu. A, mă, Dani, mă, păi, dar de ce mă joc? Da, mă, așa. Așa. Jungle? Nu cred că mă joc jungle. O să dai invite, mă, da? Ok. Cum mai ții live? Ba, ține dacă văd că mă țineți acum. Parcă era stream... Deci am scris stream scurt. Și are 3 ore stream-ul. Băi, scurt, băi. Ai auzit? Dani? Ai scris stream scurt, nu scurt. Da, scurt. E un scurt de stream ăsta, mă, să mor eu. Hai la capsulă. Fiți atenți aici. Ia. Pot? 1004! Costa? Pot? Sau faci altceva cu ele?
Da, dacă faci ceva cu el, are 1400 de... Să nu spui. 1400 de dale. N-a apărut să știi, mă uit acum. N-a apărut, Dani, ca să știi. Bă, chiar voiam să mai joc, dar aparent acum chiar că scurc, hai că bărbă, băieți. Cât e ceasul? E 1? Da. O să pun event, intrați cu toții pe event. Hai că îl pun exact acum pe live? Da, pune pe live. Aparent nu pot să... Dar n-ai ceva care să-mi dai mie de făcut ca să facem o linoare? Nu. Ok. Schedule. Hai că facem acum de asta. League of Legends cu mădă. Poate ne jucăm pe main, nu meu. Da. Vrei, ai vrea? Da, League cu mădă, când plac. La frații mei. Așa. Și pun stream-ul la ora... 5. 5 PM. Așa, vă dau link-ul la toți acum. Stai puțin. Wait a second. Wait a second. Imediat vă dau link-ul să dați like cu toți acolo și, de fapt, like, set memento. Dați acolo set memento să primiți notificare. Da set memento toți, da set memento toți. Da mă, da mă, Costa, nu-i problemă, nu-i problemă, boss, nu-i problemă. Lasă-ne cu mădă, nu pot, că am treabă la PC-ul ăsta. Trebuie să închid stream-ul, am treabă la PC-ul ăsta. Bun, haide că ies, da și voi acolo set memento. Ok? Da, mă rog, puteți da și like de acum, bineînțeles că da. Dacă să vreți, e în 4 ore, da set memento ca să primiți notificare 100% la live-ul ăla, da? Hai, m-am pupat. Bă, în 4 ore să fiți acolo, trebuie să completăm golul ăla cu Adibas, ne luăm Adibas, merge pe live, ne luăm Adibas. Mamă, cum ar fi să mă duc în Europa pe live? Să mă să-mi cumpăr Adibas. Cum ar fi? Hai de pula, hai, pa, 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 pa.